Eu zic că ne atragem. Și o zi la fel. Kipeș, bogat și celebru. Un bărbat după care suspină fetele de toate vârstele. Nu mai mă gândesc la nimic în afară de tine. Nu mai văd nimic în fața ochilor în afară de tine. A avut o carieră sportivă, are o carieră în televiziune și, nu în ultimul rând, faima de cuceritor. La cei 30 de ani abia împliniți, Bogdan Marchidan a decis să-și întemeieze o familie. Nunta trebuie să aibă loc cât mai repede posibil. Dar atenție, burlacul nostru vrea o fată frumoasă, talentată și cu minte. Ce iubesc, mă-i pace cu tot sufletul. În fiecare săptămână, 6 domnișoare se confruntă în fața dumneavoastră pentru cucerirea unui loc din marea finală. O să lupt din răsputeric să fac chestia asta. 3 fete de la țară, alese împreună cu Raluca, și 3 fete de la oraș, pețite pentru Bogdan de Gabriel, își vor deschide inima în fața eroului nostru. Vreau ceva serios, înțelegi? Să nu mă bată. Și își vor demonstra calitățile de gospodină și, de ce nu, cele de seducătoare. Sarcina lor va fi cu atât mai grea cu cât vor fi în permanență monitorizate de nimeni alta decât mama lui Bogdan. Mama însemnând foarte mult pentru mine, țin cont de ceea ce îmi spune, pentru că până la urmă îmi vrea binele, nu? Suntem la al doilea episod în care satul tradițional și Bucureștiul cel plin de tentații sunt din nou față în față, într-o confruntare din care numai iubirea poate ieși învingătoare. Cum scrie și în Decalog, lege nouă vă dau să vă iubiți unii pe alții, așa că... Ce părere ai tu de sexul la prima întâlnire? Dacă e atracție și amândoi își doresc. Bravo, foarte bine. Am ajuns la Timișoara, unde este fruntea Banatului. Aici ne vom întâlni cu doamna Carmen Ienci. Ei, bine v-am găsit! Bogdan? Carmen, îmi pare bine. El este inculpatul. Pentru el căutăm fetele astea. Pentru Bogdan căutăm o nevastă, așa cum se spune mai la noi, în Banat. O nevastă. Aici, în Banat, găsim? La sate s-au găsit și regăsit fetele frumoase, talentate. Și sunt talentate, și mai ales bănățencele. Și cu la noi, Banatul-i fruncea. Domnul Cristi, da. Aici, în Banat, cum e? Cântă cocoșul sau cântă găina? Depinde de cocoș. Depinde de cocoș? Să nu cânte cum vrea găina, nu? La dumneavoastră familie, cine cântă cocoș sau găina? Păi noi am făcut o înțelegere de la început. Tu cânți mai mult, eu vorbesc mai mult. Am înțeles. Pentru că ne potrivim pentru nepotrivire de caracter. Dacă nici în seara asta nu te căsătorim, nu te însurăm, nu te logodim, nu te nimica, eu mă las de meserie. Acest tânăr Kipeș, vrem să-i găsim o prietenă, o iubită. Și? Ne-am gândit la tine, pentru că ești foarte frumoasă. Mulțumesc, dar eu nu-mi caut așa iubiți. Ochii pe mine. Păscale. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Aș vrea să văd un om însurat, adică logodit, adică cununat, adică să aibă iubită. Nu, nu sunt eu. Nu sunt eu. Nici eu? El! Scuze-mă, uite, ia, stai puțin. Da. A? Acum doresc mai mult să vă cunosc. Adică... Trebuie să-mi doresc și eu chestia asta. Normal. Apoi punct ochit, punct lovit. Merită. Merită. Din poartă în poartă, dintr-o gospodărie în alta, șansele celor doi orășeni de a găsi o fată bună de măritat cresc considerabil. Tanti Stella! O, Doamne ajută! Dacă intru? Intrăm direct? Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bine. Ce faceți? Bine, mulțumim să fiți sănătoși! Doamne ajută! Da. Știam că aveți o nepoată. Acum, așa. Nu știu, așa. Mai e... singurică sau nu, ca să știm. O vrem pentru Bogdan, credeți că avem singur? Un fecior aici, uitați cât e de frumos. Da, da, dar și... asta nu decid eu, depinde de nepoată, nu știu. Da, e acasă nepoata. Da, Larisa! Ia să vedem ce comoară ascunde în casă doamna Stella. Mă numesc Larisa Maria Caraban, am 20 de ani, sunt studentă la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor din Timișoara și elevă la Școala Populară de Arte. De 2 ani de zile am început să cânt muzică populară, îmi place foarte mult. Pe lângă cântec, m-am hotărât să-mi
înființez un atelier de make-up. Anul viitor voi pune primele cărămizi în acest proiect. Am crescut la țară și aici e locul unde mă simt cel mai bine. Costumul popular pe care astăzi îl port este din zona de câmpie, din sat de la mine. Cămașa de pe mine este de la o mătușă de-a mea, la fel și poalele, albiturile, iar cotrânțele sunt de la o cunoștință. Costumul acesta mi este foarte drag pentru că în el am cântat pentru prima dată pe o scenă din Lugoj. După așa o prezentare, noi avem ceva emoții, dar nu pentru ea, ci pentru Bogdan. Larisa, îmi pare bine. Bogdan, e la cunoștință. Ce zici? Te interesează? Ne interesează. Ce zici, bunii? Depinde de tine. Cu câteva zile în urmă, în centrul vechi, o blondă stilată n-a stat nicio secundă pe gânduri atunci când Bogdan i-a cerut o întâlnire. Băi, te-ai pregătit mai bine ca niciodată. Da, păi, sincer să fiu, nici ce nu ți-am zis. Până astăzi, eu am sunat-o în seara aia, am vorbit cu ea. Așa? Și mi-a spus că e ziua ei. E ziua ei, mă? Da, păi de-aia ți-am și zis să iei flori. Bună, mă numesc Roșcana Maria Galina, am 30 de ani, sunt din Oradea, locuiesc în București din luna februarie, aproximativ 6 luni. Lucrez la un salon de frumusețare. De obicei fac ce-mi taie capul. Nu prea țin cont de părerile celor din jur. Partea sexuală contează foarte mult într-o relație. Cred că cel mai mult în zilele noastre. Îmi fac o relație intimă minim după 2 săptămâni. Adică să stai cu o persoană cu care nu te înțelegi bine la pat, nu știu, mai bine iei o pauză și încerci să cunoști o altă persoană. Îmi place foarte mult soarele, îmi place să merg la piscină, la mare. Așa că pentru chestiile astea trebuie să am neapărat și câteva ținute de plajă. Acesta este un costum de baie din piele de șarpe. Asta este partea de jos, puțin cam mare pentru gusturile mele. De obicei port chiloții mai transparenți. Atunci ar trebui să renunțe la costumul de baie, să meargă la nudiști. Putem să trecem și la haine. Nu pot să zic că este citatul meu, dar de obicei s-a bordat pe stradă și vreau să fac o gafă cu o prietenă mea și ne-am cumpărat 2 tricouri la fel și, nu știu, ne-am plimbat prin centru și ne-am cumpărat o înghețată și lingeam pe ea. Am fost puțin cam rele. Hai. Stai să mă văd și eu cumva. Cine ai? Bună! Bună! La mulți ani! Mulțumesc! Băi, la mulți ani? Da. Mulțumesc. Hai, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. La mulți ani, Ana Maria. La mulți ani, să fii sănătoasă. Mulțumesc. Să fii sănătoasă. Mulțumesc. La fel. Și să bem ceva, nu? Da. Apă plat. Dacă tot am venit la tine. De ziua ei trebuia să aibă pregătit ceva, să-și întâmpine musafirii. Păi, e trecut foc la tine în casă aici. Mulțumesc. Acesta este dormitorul. Interesant, primul lucru care îl arată în casă este dormitorul. Mm-hmm. Colțul meu de rai. Îmi place foarte mult după băițe să am un ritual al cremelor. Pe unde te ungi tu cu cremelor? Deci, dormitorul este cel mai important. Livingul. Așa. Nu prea mă uit la televizor, dar mă relaxez aici. Ce baie mare! Căpeța da, unui mare. Frumos. Încăpeți amândoi acolo. Tu cu Bogdan. Ia bună, poți să ne faci și nouă o demonstrație dacă încăpeți sau nu acolo? Ești de acord? Ce te interesează? Sunt curios cum arăta după geamul acela, nu te gândi că vreau eu să văd mare lucru. Hai mă, că intru și eu cu voi. Vezi, intrăm toți trei? Hai toți trei. Hai toți trei. Cam așa peste tot. Hai. Și eu la mijloc. Hai tu acolo. Hai mă, Gavrilu. Hai mă, bă, mai lasă-mă că ești tu pe aici. Vreți să te ajut? Da, te rog. Păi pune-l, care are mai multă forță. Mamă! Ce miroase, mă? Păi nu-i nimic în el. Trebuie să vină poate omorând pe vreun. Ușor. Hai! Îți înmânez obiectul muncii. Și celălalt îmi iau eu. Ai ideea așa încă? Ce trebuie să faci? Nu? Aici în stânga am o plantație de roșii. Roșii naturale, nu? Da, plantate de mine și de bunica.
Și aici avem o plantație de căpșuni și avem și o mică livadă, aici în dreapta, cu caise. Bogdan, deja degustă roșiile, să vadă dacă sunt gustoase. Bravo. Ce animale ai tu aici? A, păsări. A, uite-le, găinile, da. Paolo, ce m-a speriat de calul ăla. Ce e cu el acolo? E de design. Bă, nu știam de ce stă pe loc acolo, frate, ce nimic. Nici roșiile, nici căpșunile nu cresc la voia întâmplării, în niciun caz în grădina Larisei. Totul necesită atenție și, de ce nu, dragoste. Și ce treabă ai tu de făcut acum? Că nu trebuie să reținem, dacă ai treabă, noi da. Ne trebuie să ajutăm. Mi-a zis bunica să scot din pământ câțiva morcovi pentru mâncarea pe care o preparăm. Dar e cam tare pământul ăsta. Vrei să te ajut? Da, te rog. Păi pune-l, că are mai multă forță. Și dacă treabă de bărbat, cum faci tu asta cu bunica? Ne descurcăm. Până la urmă tot reușim. Adică, practic, îmi spui că e nevoie de un bărbat în casă, nu? Da. La București, Gabriel și Bogdan continuă inspecția. E cam gol aici, dacă nici nu zici că locuiești. Nu prea gătesc. Facă mâine de folosință. Stai așa, stai să mă uiți. Păi... Bam, ce miroase aici, bă! Mamă! Ce miroase, mă? Păi nu-i nimic în el. Păi tu nu vezi cum miroase? Ouă, apă... Ia uite, uite și tu. Ce sunt jegurile astea aici? Nu sunt ale mele. Dar cum se vine cineva și te le plantează aici? Ale persoanei dinainte, aveam un cățeluș micut. Poți să ne dai și nouă aici, la tine în casă, dovadă că te pricepi să faci ceva? Este ziua ei. Și dacă e ziua ei, cinci de ziua ei, se poate să facă treabă. Fian, ne imaginăm că ăsta este murdar, deși nu, dacă e murdar, îl iei, îl rulezi și îl scoatem afară și îl scuturăm. Cum să scutur, frate, covorul pe fereastră? Stai să vedem, poate omorâm pe vreun. Hai! Stai așa, întrebarea următorului, nu-i dăm drumul, nu-l băgăm formula. Hai mă, că nu! Îl bagi n-am. A, da, vă ajut și eu dacă... Vă ajut și eu! Nu să scut! Nu ai cum să mai bagi n-am. Hai mă, hai! Bă, nu fii mental! De ce să arunci? Hai dă-mi drumul acum. Uite, vezi? E ok? E ok, dar scutură-l. Du-te și tu, femeie, pune mâna aici, ține mâna în brațe, ceva. E plin de praf. Hai. Hai, de vină. Ajută-l și tu, ce faci? Ce trebuie să mă ajute, că jur pe unghiile. Păi poate să o țină de decor și atunci să facă numai el. Tu ce părere ai de tine? Te-ai descurcat? În scuturarea covorului sau în ce? Cel mai mult. În scuturarea sufletului. În scuturarea lui Bogdan. Lui Bogdan. Te-ai descurcat? Da. Având în vedere că nu te-ai descurcat aici, da. Vreau să te întreb ceva. Vreau să te întreb dacă ești de acord să merg să te testez un pic mai mult. Să mor tu. Da, ce? Adică eu nu testez, eu testez tu sau stai că nu înțeleg. Eu testez pentru tine. Întâi vreau să văd că e bună. Cu mine de față sau fără? Cu tine de față. Întâi vreau să văd că e bună. Deja. E păi bună. Bogdan, căutăm să vedem dacă știe să muncească fata, că n-are doar unghii frumoase. Tu nu o să stai toată viața cu unghiile să-i le pupi, fără să facă nimic? Da, mă, corect, așa. Nu? Da. Ia spune, ești de acord să mergem mai departe? Da. În timp ce Raluca și Bogdan au luat o pauză, Larisa a cules niște prune. Menirea lor nu este să ajungă în vreo băutură alcoolică, ci în gem. Mă ajută și Răzvan? Cine? Ai uitat cum îl cheamă? Bogdan. Aole. Și l-a cunoscut bine și nu-i mai știe numele? Mamă, cum a fost asta? Na, Bogdan, Răzvan. Na, sunt suficiente pentru o porție de gem. Zici? Da. Dar el știe mai bine. Mă încalar mama ce știe el să spele prune. Răzvan e un drăguț, mă ajută. Eu cred că ea are un prieten, Răzvan. Bogdan. Doamne! S-a descurcat, le-a spălat bine? Da, foarte bine l-a spălat, l-a și limpezit. Gemul de prune la ce-l folosești? Când facem clătite sau cornulețe cu gem. E nebunit după clătite cu gem de prune sau dulceață de vișine, așa că... Când gemul este aproape gata, aproape fiert, putem să punem și nuci. Nuci? Dă o aromă mult mai intensă gemului. Într-adevăr, de un alt gust și sunt minunate prunele. De asta n-am mai auzit până acum. Da, e o rețetă preluată din Moldova, de acolo de unde am crescut eu, din județul Bacău. Mai bucăm?
se întâmplă ceva ciudat. Nu-l vedem pe Gabriel. Să-l fi închis la Maria în vreun dulap să scape de gura lui? O masă la restaurant, departe de vacarmul orașului, este tot ce le trebuie celor doi pentru a se cunoaște mai bine. Ce-ți dorești tu de la tine sau de la viitorul tău? Progresez zilnic. Nu știu, să învăț chestii noi, să îmi temez o familie. Ești o persoană statornică? Da. Care a fost cea mai lungă relație? 10 ani. 10 ani? Da. Și ruptura a fost recentă? Nu, acum 3 ani. Deci tu în momentul ăsta te-ai simțit pregătită pentru o relație? Da, mă sunt pregătită pentru o relație. Bravo! Eu vă caut în toată ferma și voi sunteți aici, a? Am tras chiulul, hai să mai stăm un pic la... Vă răcoriți! Ne ferim de căldură. Hai, la muncă cu voi, după desert, acum! Așa se explică dispariția temporară a lui Gabriel. Vașnicul nostru reporter îi pregătea concurentei noastre o nouă probă. Ana Maria, ești transpirată? Da, în anumite părți ale corpului. În anumite părți ale corpului. Exact, în două părți egale. Ok, eu am o surpriză pentru tine. Am un cadou pentru tine, da. Pe care nu o să-l desfaci acum. Da. Ți-l dau să-l ții, da. Dar după ce te descalzi. Îmi place și n-aș vrea să chinui. Cum vrei să treci? Pătrunde-ți în lumea noastră. Parcă a venit așa un miros de o briză, de fermă, de... Uite, uite cât de bine stă! Da, 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 și la spate stă bine. Îți place da? Că ai ajuns aici? Da. Da? Da, până acum, îți da. Îți place mult de Bogdan? Da. Cât de mult? Destul. De la 1 la 10. Destul de mult, da? Luați în dreapta aici, pe aici, pe aici. De la 1 la 10? Pe aici, pe aici, pe aici, pe aici. Pe aici, da. Păi el e de 10, nu e de 7. Ei, nu sunt chiar de 10, sunt de 11, sunt pe 12. Mă rog, lățime sau înălțime? Hai că te-ai pus cu drag. Gata. Aude. Porci. Ai ideea așa în cap? Cam ce trebuie să faci? Nu? Este exact ceea ce faci tu la salon, da. Numai că faci cu un porc. Așa. Noi avem un concurs aici în sat. Cel mai frumos porc câștigă o sumă foarte mare de bani. Hai! Fiindcă n-ar fi tocmai interesant să urmărim cum fierb prunele pentru gem, Larisa ne propune o rețetă culinară tradițională învățată din mamă în fică. Mâncarea se numește ghiveci. Trebuie să toc toate legumele mărunt în cubulețe și după aceea treptat, este o regulă, prima dată trebuie pusă ceapa, după aceea ardeii și pe urmă roșiile, la distilat. La distilat? Că doar nu faci palincă. Hai să fim stăjuși. Asta sau vrei una mai mare? Nu, e perfect aia. Și sunt gata pentru tocat. Una e, una Bogdan. E din grădină, nu? Da, da, da. Hua! Uite-l! M-a făcut să sufăr. Are lacrimi și tu. Eu am gândit că eu am ce treabă asta la fel de aproape ca voi. Și băieții plâng câteodată. Ce o să fac ciorbă de perișoare? Oh, ce avem noi aici? Ia zi, Bogdanel, ce e cu ciorba de perișoare? Că eu știu ceva. Ciorba de perișoare este preferata mea. Da. Și supa cu găluște. Deja e în punct. Da, și știu să fac prăjitură. Și ce vreau să te întreb, dacă știi să faci gogoși, pentru că eu știu că lui Bogdan îi plac foarte mult gogoșile de casă. Da, și gogoși de casă știu să fac. Se fac foarte, da, foarte ușor și în jumătate de oră putem să le și servim. Cum să faci gogoși într-o jumătate de oră? Nu trebuie să le așa luatul la dospit? Bogdan? Ce zici dacă o punem? Eu zic să da. Punem roșiile în castronul ăsta? Da, da. Okay. Vă promit acum că vă fac și gogoși. Pam, pam, pam. Bogdan, am obosit. Nu, dar lucrez mai bine așa. Da, tu ce să zici acum? Puteți să nu credem pe cuvânt. Normal. Ce răutăcioasă ești. Măi, Bogdan, tu știi că cine se tachinează se iubește. Da, îmi place, recunosc. Ei, și tu ce părere ai despre el? Hai că eu acum vreau să aflu detalii din astea picante. Văd că și el se descurcă. La orice l-am pus, a știut și el să facă. Dar până una alta, să vedem ce improvizează Ana Maria, care se află în fața unei provocări pe care numai băieții noștri puteau să o născocească. Păi și cum intru? Pe cum nu știi, aici totul se sare. Bagi un crac dincolo și după aia de toți celălalt. Ha! Doi de aici o să meargă la concurs. Așa. Trebuie să-i faci cei mai frumos porci văzuți vreodată de tine. Ia uite ce feză frumoasă are. Băi, ești nebun.
E blond, mă, tu-l vezi? Găleata o ai. Da. O folosești împreună cu cadou de la mine. Poți să-l desfaci, te uiți, te rog. Cum să-l desfaci cadou? Mai ai și ziua, la mulți ani. Da, mulțumesc. Ia, ce ai acolo? Ros și albastru chiar. E, vezi? Deci ai bureți? Mai scoate, mai scoate. Pun. E, așa. Și de restul te mai ocupi tu. Hai. Ce faci, Maruș? Bă, bă. Băi, pot, cum îl pun să pun pe el? Ia uite ce, ce putești. Mi-am pus cam mult. Trebuie să-i clătești cu ăștia până mâine. Că poate începe să-i placă. Vezi? Ia uite. Hai. Hai, hai. Da, eu îl spăl și se freacă de ălălalt. Ce păi, așa mă dorește? Trebuie să te descurci, ce vrei să zic eu? Așa, mamă, dacă miroase aici să străiască. Mama mea. Ia stai, mă, să-ți fac o poză, că ești prea... No. Că ești prea drăguță. Nu! No. Hai. Ia. Așa. Gata. Hai. Pe burtă nu-l freci? Nu. Nu, că e porc. Păi dacă e porc, ce? Ai! Așa. Așa. Hai. Hai. Așa, hai. L-ai spălat și pe ochi? Ia ține, Gabriel. Fă-te util. Imediat. Hai. Hai că oricum mai ai un pic, nu mai ai mult. Dar ia, ia încearcă să iei un pic o lăbuță, să vezi dacă ar sta să-i facem unghiile. Ce lăbuțe, Gabi? Adidas. Ai unghii false? Nu. Nu, felicitări. Nu, mie îmi plac lucrurile naturale. Tu ești naturală toată? Da. Bogdan știe înainte să o pipăie. Da. Din cap în picioare? N-ai fixing, n-ai la umbric, la noi? Nu. Foarte frumos. Foarte frumos, da. Dacă e... Hai. Dacă ai pune un nume, ce nume ai pune? Veve. Veve? Veve? Sau Fofo. Sau Fofo. Fofo? Nu, că Fofo deja e altcineva. Aha, ai tu, le ai pe ale tale. Da, da, da. Ia bagă mânuțele și spală-te și pe mânuțele. O să te pup, așa cum ești transpirată și murdar de la borci. Șarpe, să vezi, poți? Acum am găsit combinația aproape perfectă. Exact. E frumoasă. Da. E gospodină. Da. Și acum mă refer ce a făcut până acum. Și este și foarte talentată. Cântă, uh-huh. Dansează, uh-huh. Pictează, uh-huh. Și uneori când are chef, compune și versuri pentru melodii, nu? Da. Și a pus și ceapă la distilat. Da, și îți mai place și ideea. Nu, nu-mi place, de urâtă. N-am auzit nimic. E vorba de tine așa, îți place să încercăm seama. Da, e un băiat harnic. Așa te zic. E și frumos. Inspirat. Mai puțin și îi se lasă țepii. Are atâta gel în cap încât niciodată nu o să... țepii niciodată. Vezi că am fost într-o vară la piscină, am sărit în piscină, în cap, da? Și când am ieșit țepii erau. Un fac de Chuck Norris. Da. Chuck Norris după două luni în vas lui. În banat. În banat, bravo. Ești dreptace sau stângace? Dreptace, de ce? Văd că folosești foarte mult mâna stângă. E bună cu amândouă. E bună cu ambele mâini, face treabă cu ambele mâini, ce am zis. E ok, e bine, dar știu. Îți înmânez obiectul muncii. Și celălalt îl iau eu. Pe cum crezi? Hai! Hai mă, Bogdan, scutură bine. Nu așa, niciodată n-ai cum să dai cu tăișul așa. Păi nu, dar poți să dai așa. Dar nu era mai ușor să faci așa? Ha? Ba da, mulțumesc. Ah, ok. Este foarte cald. 1-0. Pentru tine. Pentru tine. Mâncarea e gata? Stinge foc. Păi asta de fapt e o prăjeală. Care o pui la o tocăniță, la... Și o mănânci cu ce? Cu nici verdeață în ea, nici nimic. Ana Maria nu va uita prea curând această zi de naștere. De altfel și purcei o vor pomeni pe cosmeticiana noastră câte zile ori mai apuca. Dar unde e Oja? Aici. Ah,
Ha! Oricum să știi că te descurci bine. Să mișto deoparte e cam cea mai vrednică și cea mai începută până în momentul de față. A crescut la țară, ce vrei? Elegant. Foarte tare. Așa. Aie, ține. Ține ca lumea. Există și roșu și pulpos. Uleiul. Uleiul, stai așa, uleiul. Ia. Să zic că te descurci destul de bine. Hai, dă-i ca lumea. Vreau să fie tot și coada să-i lucească și... Așa. Nu, și freci. Stai să frec. Stai să-l fac prima rău. Îți dai seama, asta o să fie cel mai frumos porc. Așa, dă-i acolo, așa, tată. Hai, i-ai dat în urechi cu ulei, că ești sănătoasă, nu mai aude porcul. Nu-i mai da în urechi, dă-i așa frumos, iau. De vis. Este singura participantă. Gata, l-ai frecat ca lumea? Da. Abus, ia, pune și panglicile astea. Dar nu, prefer decât roșu, fără albastru, te rog frumos, mulțumesc. A, da, are el o da. Fă un nod acolo, vezi să nu sugul. Mamă, ce frumos, bă. Vezi, mă, care gustări. E foarte inventivă, din tot. Da. Mm-hmm. Oricum se simte și el, că e ziua lui, luată. Vedeți, eu mai vreau să fie toată lumea. Uite, vezi că porcul dă din coadă? O simte, o simte că e un bun, frate. Deci, părerea mea că ea ar fi super potrivită să aibă grijă de porcii tăi. Ia tu, ce culoare vrei să pui în urechi? Gen ca cerceluș, așa. Ce crezi că s-ar potrivi la cum arată? Ia uite ce le-ai făcut. I-ai dat cu ulei, nebunii vă toți. Au luat doar azi la porci. Așa. Cadou de Crăciun, o să-i spună lui Bogdan sub brad. Nu stă? Ok, lasă-l așa. Lasă-l că l-ai făcut. Ce să zic, l-ai făcut frumos. No. Bravo, foarte bine, felicitări. Mulțumesc. Ai două bile albe. Mulțumesc. Ce-i drept s-a descurcat. Acum vă voi pregăti gogoși. Uite, Răzvan a fost pe fază. Cine, cine? Deci, nu pot să cred. E a doua oară când ai spus Răzvan. E a treia oară. Ce se întâmplă? Nu știu, nu pot să-mi dau seama. Măi, Bogdan, ce-i făcut? Nu știu, cred că a avut un iubit. Răzvan sau... Nu, dar stai să zic, chiar azi m-a scris cineva pe Facebook. Ce piță ai? Îl cheamă Răzvan. Cred că de acolo. A rămas marcat, că tu n-ai fiță. Cred că tu o intimidezi prea tare și atunci fata nu mai știe ce să zică. Păcimaș ești bage, ești păcimaș, ți-ai găsit în mine și tu nănaș. Ăsta ține rabu și boala grea, numai o băgiță ce pot vinge ca... Mulțumesc. Bravo, bravo, bravo. Excelent. Mulțumesc. Avem niște gogoși direct proporționale ca mărime cu talentul de cântăreaț al gospodinei. Să vedem și cum sunt la gust. S-ar putea să ardă. Zici că-s papanaș? Yes. Ne încumetăm sau nu? E clar. E clar. Nu mai trebuie să zică nimic altceva. Chiar nu mă așteptam vreodată în viața mea că o să văd o femeie cum ești tu, muncind cu atâta, cu atâta ardoare la porci. Am avut o copilărie frumoasă și am învățat multe chestii care pe parcurs m-au ajutat. Dacă stau să mă gândesc, nu știu acum pentru tine, dar pentru mine compatibilitatea intimă este foarte importantă. Da, chiar am vorbit despre chestia asta. Mi se pare mie că a început să plouă. Da. Hai să ne retragem ușor în foișor, că s-ar putea să facem un duș. Deci și pentru tine compatibilitatea este... Da, 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 trebuie, la 4 să te înțelegi. Și există un timp standard până se întâmplă chestia aia? În primul rând, stai așa, să ne înțelegem, dacă două persoane ies, se cunosc, mă rog, încet, încet ies, la un moment dat tot o să ajungă în pat. Nu știu, cred că energiile se simt, zic eu. Se simt energiile? Da. Serios? Hai, lasă-o. Mă rog, am în două din ambele... Și acum cam ce energie simți? Un câmp magnetic foarte puternic. Ai, deci există un câmp magnetic foarte puternic, nu? Nu știu, poate mă înșel. Ne atrage sau ne respingem? Cum e câmpul ăsta? Măi, nu știu, tu ce zici? Eu zic că ne atragem. Și eu zic la fel. Să nu te sperii că nu vreau să-ți fac rău. Tu ce simți?
Eu simt că n-ai să rămâi de până la de astăzi? Păi și ce fac cu ăsta? Păi fii cioban. Observi aici? Că mi-e frică. Ți-e frică de vacă? Păi nu vezi ce dă cu coada. Păi și ce trebuie să fac cu celelalte? Să le aduc și pe celelalte? Să le mulgi. Să nu te sperii că nu vreau să-ți fac rău. Încă aștept să văd ce e aici. Asta este scheletul unui cort. Dacă vrei, crezi că poți să mă ajuți. Ok. Spune-mi despre tine. Am avut o relație. De 2 ani de zile. Să înțeleg că s-a terminat. Da. Recent sau? Recent. Am înțeles. Bănuiesc că dacă te întreb motivul, o să-mi spun potrivire de caracter. E confidențial. E bine. Să înțeleg că nu ai suficientă încredere în mine? Bă, da, am suficientă încredere în tine, dar nu mi se pare momentul potrivit. E timp. Am înțeles. Tu, în ultima perioadă, n-ai avut o relație serioasă? Nu. Nu? Nu. De cât timp? De vreo lună jumătate. N-am mai avut nicio relație serioasă pentru că nu mi-am dorit să intru într-o relație doar de dragul de a avea o relație. Și ce îți place să faci în timpul liber, de exemplu? Nu știu, cum te recreezi? În timpul liber prefer să am activități de-astea așa mai liniștite, gen, nu știu, să văd un film, să mă plimb, să stau, să mă duc să beau un suc într-un loc liniștit. Uh-huh. Nu suport cluburile, nu suport aglomerația. Super. Nu, pur și simplu, tot ce e liniștit îmi place. Între Timișoara și București e o distanță destul de mare. Ai fi dispusă să vii la București? Mă gândesc că nu e o mutare acum. Nu acum, dar că ai fi dispusă? De ce nu? Bine, prima întrebare acum eu-ți devine, că prima întrebare era următoare. La 21 de ani îți dorești după o relație? După finalizarea studiilor, aș putea să mă și mut în București. Am înțeles. Îți dorești copii? Da. Câți? 3. Nu sunt prea mulți? Nu consider că sunt prea mulți. Hai mă, eu vreau 2. Pardon. Și acum începe distracție. Îmi place zâmbetul tău. Cred că ar trebui să terminăm mai repede cortul. Că va începe ploaia. Și nu o să avem unde să ne adăpostim. Să ne adăpostim? Da. Eu, tu, în cort. Păi, nu crezi că e prea repede? Ce e prea repede? N-aș fi de acord să rămân peste noapte aici. Păi de ce n-ai fi de acord? Nu te mănânc. Păi știu că nu mă mănânci, dar nu e momentul potrivit. Trebuie să ne cunoaștem mult mai bine. 1-0 pentru ea. Niciodată nu am puterea sau curajul să fac anumite afirmații. Singurul lucru de care sunt sigur în momentul ăsta e că îmi doresc să te cunosc. Da, sigur, sentimentul e reciproc. Nu te deranjează vârsta? Nu, nu consider că este o diferență foarte mare. De exemplu, între bunicii mei sunt 11 ani diferență. În momentul ăsta, te-aș lua în brațe și te-aș saluta. Numai că o să mă rezum la un singur pupic. Foarte bine. Și sper din suflet ca totul să nu se termine aici. Și eu. Fericită era Luca! Îți fracă pâinile! Simt că astăzi nu mi-aș dori să rămân singur până la urmă. Tu ce simți? Eu simt că n-ai să rămâi singur până la urmă. Raluca face un mic sondaj. Ce cred oamenii despre fetele noastre? Nu. Nu merge? Nu. E frumoasă, frumoasă, tot. Și da. Aspectul și tot e frumoasă. Îți face cheltuială. De ce credeți asta? Trebuie bani, trebuie să o îmbraci, trebuie să o duci la distracție. Nu contează fusta, cât e de scurtă sau de lungă, contează mintea. Foarte frumos. De ce îți place? Îmi place ok. Asta e... Poți să o pui la bucătărie, poți să-i dai cheia în primire și cam cumva ai fi gospodari. Deci dintre toate astea e cea mai bună de soție, nu? Da. La țară căutările continuă. Raluca și Bogdan și-au zis că mersul cu căruța e preferabil celui pe jos, dar s-ar putea să-și schimbe părerea. S-a pierdut careva? Nu, stai. Toată lumea e aici?
chiar și în cazul mijloacelor de transport tradiționale pot apărea uneori probleme de o natură sau alta. Domnul Iovan, eu nu știu cum cobor dumneavoastră din căuță, dar mie nu prea mi-e treaba asta. Trebuie să-l stai. Păi da. Aș te ajut. Te ajută pe femeile de la noi de aici sau... Nu, ca pe o doamnă ce ca pe o doamnă bună. Aici, da. Da, pe femeile de la noi știi cum se ajută? Cum? Îi trage una, ce sare... O fira Luca, reporterița noastră de la țară, dar n-ar fi dispusă să experimenteze chiar tot ce presupune traiul aici. Aveți fată? Am fată, am păi și nepot de 3 ani. Și eu care vreau să-i dau nu, un poltăneb. Nu, nu dau. Nu? De ce? Dar dacă n-ar avea copil, de ce nu vreau să-i dau? Nu vă place de el. Nu că nu-mi place de el, îmi place de prea șmicheri, mi-e șmicheri ca mine. Bă, dar te-au oprit omul ăsta, mă. E prea tare, jur. Mi-e șmicheri ca mine, n-am găsit eu, dar vrei că-l pe domnul Flairești. L-a ajutat cu transportul, dar fată de măritat nu are. Păcat. S-a rămân. La fel. La revedere, domnule. La revedere, zi bună. Cum a bine. Uite ceva frumos pe albastru. Albastru. Ești de acord să interacționăm un pic? Holteiul nostru are toate șansele să se îndrăgostească în următoarele minute și să-și pună pirostriile chiar de-a doua zi. Și cu siguranță că la așa trio de bărbați bine, nici nu prea sunt fete singure care să rămână indiferente. Numele meu este Flori Bonita, am vârsta de 20 de ani, ocupația belly dance, nu prea ies des în cluburi, foarte rar și asta când mai ies cu prieteni, doar așa să mă relaxez, să-mi revin. Practic, într-un club nu prea dansez eu când merg așa să mă distrez. Dacă a stat să analizez așa fiecare ce spune, asta continuă un stres în nervi și nu știu unde aș ajunge, dar prefer să evit. Ce vreau de la un bărbat, nu cer foarte multe, eu cer doar atenție, iubire și să fiu respectată. Viața mea de femeie măritată, mi-o văd cu soțul lângă mine, cu 3 copii. Sau 2, să zic, dar maxim de 3 copii, înțelegere între noi, implicare. Chiar în ziua următoare, băieții s-au înființat la ușa lui Flori. Ce surpriză plăcută! Da. De ce? Dar ce mi-a vorbit, uite așa unul lângă altul. Eu... Ne întoarcem în Banat, unde ritmul vieții este total diferit. Bună ziua! Noi căutăm o fată bună pentru băiatul nostru, pentru Bogdan. Vrea să se însoare. Și ne-am gândit să căutăm în zona aici la dumneavoastră. Da. Avem, cum să nu, avem fete, nepoate. Aveți? Da, avem. Ce vârstă au? Ei, am mai mare, 19 ani. Păi și sunt pregătite pentru a-și întemeia o familie? Da, e pregătite, cum să zicem. Și noi suntem pregătiți, mai ales că ceva ne spune că vom avea parte de o surpriză aici, plăcută. Bună! Bună, Andreea! Bună! Eu sunt Bogdan. Andreea, îmi pare bine. Da, cunoștință. Eu sunt Luca. Andreea, îmi pare bine. Ce faci, muncești? Da. Noi căutăm o fată pentru Bogdan. El vrea să-și întemeieze o familie, să-și găsească soție. Și am zis să căutăm aici, în zonă. Ce zici? Te interesează? Da. Povestește-mi despre familia ta. Suntem 4 frați. Da. Eu sunt mai mare, mai am una de 18 ani, o soră de 16 și cel mic de 10. 10 ani? Da. Și părinții? Cu ce se ocupă sau ce fac? Tata a plecat dincolo, mama a decedat. Aoleu, îmi pare. Da. Și tu te descurci singurică, tu? Da. Cum este o zi de-a ta? Adică te trezești dimineață? Când încep în curățenie. La cât? Păi depinde, 7:30, 8, depinde. După aia începe curățenie, mâncare. Mai venim pe aici, mai ajutăm pe bunici, după aia iar acasă, după aia plecăm unde avem, da. Fân, depinde. Și la 20 de ani faci toate lucrurile astea. Da, nu avem încotro, trebuie. Te-a maturizat experiența asta pe da, tine? Da, mult. Păi, unde ai fost? Până acasă. Cum faci tinere? Cum te cheamă? La Toma. Bănuiesc că ea are grijă și de frățiorul cel mic și... E un copil maturizat. Deci, la 19 ani, ea, de fapt, are 30. O iubești pe surioara ta? Da. Te ajută mult? Ce face ea pentru tine? Multe. Ioi, Doamne. Mama ta, cum a murit? Cum a fost momentul ăla? Pe noi ne-a anunțat spitalul. Era la Reșița, ne-a anunțat spitalul prin tati. Atunci lucram la Lugoj și când am venit, m-am întâlnit cu el și el atunci ne-a zis. În schimb, lusor mi-a zis mătușa mea și m-a pus șocul ăla nostru, brusc, dintr-o dată. Știam că e bine, că vorbisem cu ea, dintr-o dată am auzit că a murit.
Oh, ce tragic. Hai, arată-ne și nouă pe aici, că am venit să vedem ăsta unde locuiești tu. Ăsta-i dormitorul. Cum e? Foarte spațios. Dar vină și tu. Mamă, dar nu cred așa ceva, așa chicios, mă. Să spui la telefon așa ceva? Păi de mai bine. Zi mersi că n-am pus și puf roz. Aoleu, aoleu, hai că mă iau de tine așa din prima, mă iau. Așa. Ăsta-i living-ul. Ăsta-i living-ul? Mm, da. Ce frumos e. Atunci când e vorba să-i găsească prietenului său perechea potrivită, pe Gabriel îl interesează și gusturile acesteia. Ce să se e ok. Dar tu vii la mine în casă să faci controlul, cum să treaba? E normal să văd dacă te potrivești cu omul ăsta. Astea nu sunt chicioase, astea sunt puși și sunt accesorizate. Cred că s-ar purta și Michael Jackson. Am ceva pentru tine. Ia. Prințesă. Uite, vezi? E chicioasă. Ia, hai să ai ceva pentru tine. Ia. Așa. Ia. Este chiar foarte bine. Dacă te uiți la mișcă. Ești prințesa Ardelului. Miss Univers. Florin nu prea are covoare prin casă, așa că reporterul nostru s-a gândit la o altă probă, nu cu mult mai ușoară. La distanța aia calci tu în genunchi? Cum calci? De cum a pus aia, mă? Cum calci, mă, în genunchi? Ia, calcă-mi tricoul, te rog. Hai, să te văd cum îl calci. Așa, să nu lași nicio urmă, asta e ideea, da? Dă gătești și să gătești, Folicico? Da. Ce ești să gătești? Ciorbe în general, la asta mă pricep. Care e ciorba preferată pe care îți place să o gătești și să o și mănânci? Ciorba de os afumat și de piept de pui. Bă, lasă-mă, știi să faci ciorbă de os afumat? Da, logic. Impresia noastră este că Flori a călcat cu fierul scos din priză, dar să vedem ce spun băieții. Bine, hai că e bine, hai noroc. E plus sau minus? E plus asta. Mai am să-ți mai spun ceva, dacă vrei și accepti, să te testăm un pic mai mult, să primești mai multe biluțe. Bogdan să-și facă o grămadă de idei despre tine. Ok. Andreea, ce poți tu să ne arăți? Ce trebuie să faci tu? Ce mai ai de făcut? Și noi mergem cu tine. Să dai la porci. Da, să mulgem vaca. Ca o furnicuță, Andreea își vede de-ale ei. Hai cu seu și o mână. Bine. Nu? Da. Păi, dar trebuie să îi spui ce să facă, că el face, doar că nu știe, poate. Doamne, ce frumoase sunt căpițele astea. E așa o gospodărie frumoasă. Gigi... Nu i-am botezat. Gigi, lăstărică și cu... Spune-mi, te rog frumos, până acum, da, în afară că îți ajuți frățiorii și bunicii, ce faci altceva sau ce ai făcut înainte? Nu știu, ai cântat, ai desenat, ai... Am mers la școală, da, după ne-am băgat la dansuri. Dansuri? Dansuri. Da. Populare. Populare. Da. Era ca un ansamblu, nu? Da, ansamblu Juni Gogulan. Nu mai faci? Nu, m-am oprit. Am fost punct. Am avut contracte cu ei, mergeam peste tot. Timișoara, Reșița, aveam Lugojul, Prima Macedonia. Câți ani ai făcut dansuri? 4 ani. Nu-ți pare rău că ai renunțat? Pe o parte, da. Și acum, în timpul liber, că bănuiesc că nu lucrezi chiar de dimineață până seara, nu? Păi, lucrăm de dimineață de la 8 până seara, la 8, 9, 10, depinde și unde suntem. Că dacă mergem la altcineva, stăm până la 11, câteodată ajungem acasă 10, jumate, 11, nu. Depinde cât vrea persoana respectivă să stai. Dacă tu timp liber, efectiv, pentru tine nu mai ai. Doar duminica și în sărbători. Tu ai terminat școala? Da. Ai terminat liceul, nu? Da. 12 clase, bravo, bravo. Pe profil? Științele naturii. Păi și ți-ai dorit să faci o facultate dacă nu se întâmpla evenimentul tragic? Da, am vrut prima dată, pentru că aveam, de pe profilul ăla puteam să ajung ori asistentă, ori profesor, chimie, biologie, erau mai multe opțiuni. Dar nu s-a putut. Bogdan și Gabriel i-au pregătit lui Flori o surpriză de zile mari. Mamă, ce e aici? Am adus în elementul tău. Da. Vă salut, vă salut! Cam vezi așa despre ce e vorba. Păi, în mare, nu? Nu prea. Ce trebuie să faci? Ce? Să mângâi 900 de oi. Nu mai bine le mulța că cele 900 de oi? Uite, cum îți dau obiectul muncii de astăzi. Păi și ce fac cu ăsta? Vei fi cioban. Hai, vino cu așa. Ciobăniță. 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 Hai. Hai, ciobăniță. Păi și ce să fac cu ăsta? Ce păi știu, mă mie? Păi ce trebuie să faci? Vino cu așa. Vezi oile astea? Da. Le pui cât un nume, sunt 900. De ce le... Mai bine pun cât o literă de la alfabet. Alfabetul nu are 900 de litere. Bagă astea în picioare, dă-ți dracu' ala jos și hai, că mă faci să și vorbesc curat acum.
Nu vreau cu ăsta, ține-l tu, hai. Nu mă, că ăsta trebuie să te duci așa spre ele, vină cu asta, învăț eu toate alea, uite așa, hai. Hai, alergă, ține-te de păstul ăsta. Nu pot să alerg. De ce nu poți să alergi? Că mi-e lene. Cum să fii lene? Permit aici să-ți fie lene, ești nebună. Uite mă, mergi așa, așa mergi, permit. Hai. Să prind semnal, lăsa acum. Hai, ia uite asta, da, bravo. Nu! Hai mă, vină-mi cu ace. Hai, vină-mi cu ace. Nu vreau. Nici eu n-aș lua-o pe mine. Bă, bă, ce n-ai zis? Bă, nene, avem de recunosc oile, ești nebună. Nu vreau să iau aia pe mine. Hai, brrr, hai, fă-le mă așa, nu auzi că eu te învăț. Hai, nu. Hai, brrr. Nu-mi place să fac așa ce sunt. Dar cum vrei să faci? Păi fă tu așa și eu le înmânez, da? Cum să le înmâneze? Poate să le mâne. S-a urcat berbecul pe oaie. Unde s-a urcat, mă, berbecul? S-a dat jos acum, ce crezi? Deja vede numai prostii, mă. Hai, hai, hai! Hai, mă, un pic, hai! Păi, hai, hai, haide! Dar ce crezi, sunt educate? Păi, sunt educate, hai! După ce le faci pe astea 900, mai ai încă 600. Ce ai făcut? Dar tu de la bulgari! Alea. Măi, doamne! Astea au fost aici, aproape! Păi, și ce trebuie să fac cu celelalte? Să le aduc și pe celelalte? Să le mulgi! Să le mulgi? Nu! N-ai mulgi niciodată o oaie? Nu! Nici o vacă? Nu! Nici un bou? Eu nu mulg boi, ce crezi? Mai mult ciobani! Păscutul oilor a început să semene cu o urmărire dintr-un film polițist. Asta e sportul de dimineață, că și sportul așa n-am de dimineață, sport. Băi, da? Așa, împinge-te în ele! Du-te în fața lor și deschide țarcul să intre ele! Fugi! Deschide țarcul și țarcul că-i nezis! Mamă, ce pute! Păi de unde se deschide? Hai, deschide! Miroase a primăvară! Oh. Miroase a primăvară! Da. Miroase a bani! Ferraria de poartă! Hai, că nu degeaba ți-am dat cizmele alea! Da, numărul 50! Hai, că domnul cioban e fermecat! Și eu sunt fermecată de oi! Și tu ești fermecată? E prima dată când fac asta! Bă, Floricico! Haide, mă, ne-ai fac meseria! Bagă-le în țarc! Asta fac, dar merg greu pe aici, uite! Hai, Floricico, hai, tată, păi haide! Păi nu mă mai ascult acum, oile! Bun, explică-ne, cum se face? Deci prima dată spălăm țâțele. Spălăm țâțele? Da, așa îi se zice. După care le ștergem. E obișnuită. Da. Uite cum curge, uite, 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 uite. Deci au fost multe de dimineață. Deci... nu știm cât lapte să mai dea. Ia, observi aici? Că mi-e frică. Ți-e frică de vacă? Păi nu vezi ce dă cu coada. Ia uite. Păi ține de coada. N-ai cum o să te lovească. Andreea și-a făcut treaba în timp record. Bun, atunci dacă ai terminat, hai să ieșim, că poate leșină Bogdan de frică. Hai să mergem, hai. Hai să mergem, că... ușor. Aici-i cap, aici-i capcane, mă. Mă, până unde, până până acolo? Păi mi-e frică! Hai! O să mă muște oile! Hai, mă, intră în urmă așa! Haide, mă! Haide, mă! Stai, că o să cad peste ele! Sunt și berbeci aici, poate mă atacă! Unde este? Pe uite! Unde e domnul cioban? Păi nu puteam... nu cred! Păi noi am crezut că pe aici e domnul cioban! Am numit un pic cu tine! Hai! Sar pe... păi nu vezi că și eu am intrat? Păi da, ca să mă faci pe mine să intru printre toate oile alea, să mă sperii de ele! Păi și bagă oaia pe acolo? Hai! Dați-vă dumneavoastră, așa, 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 ca să ia să ieze, drept! Uite că fuge! Mamă, bun, ce urât a făcut! Nu poate lapte! Uitați așa! O trag, o trag de sâni. De țâțe, de țâțe, nu de sâni. Că ele n-au sâni, au sâțe. Păi nu știu dacă pot. Nu te bagi, mă. Asta e bucălare care are pot așa. Dar mi-e frică de ele, mamă. Mulțumim frumos că ne-ați arătat. Să o lăsăm și pe patră. Bogdan, ține oile. Să vedem ce faci tu. Aoleu. Ține-ți. Așa, hai. Ai văzut exact, da? Da. Cum se procedează? Păi trebuie să țin chiar ăsta aici, așa? Da, da. Păi o să-mi rup unghiile, așa. Vezi că trebuie să-mi împingi, trebuie să-mi împingi. Să-ți rupi unghiile? Da. Eu cred că mai bine ți-l dai jos de acolo. Hai, ține! Flori! Când iese oaia, o prinzi și împingi cu piciorul. O prind de ce? Da? De păr? De coadă.
Hai. Păi mi-e frică. Ușor. Hai. O iau de ceapă, ca pisicile. Ah, nu pot, că am rupt și unghiile. Nu. Asta-i berbecul. Asta-i berbecul. Ține. Pune mâna pe el acolo, pe mama lui de berbec. Hai, ia-o de țâțe. Hai că nu mai știu. Ce țâță, că ăsta-i berbec. Pe drumul, că asta mă lovește. Ia-o. Hai, pune mâna acolo, țin-o. Hai. Stai să-i găsesc țâțe. Hai, caută-i țâțe. Gata. Hai că e asta. Asta mică, e țâța ei? Da. Păi și nu nimeresc, că nu curge, curge pe lângă. Tu ia și trage acolo, că iese ceva. Păi bagă capul acolo să vezi de unde curge. Păi, de mâna aia la alta, de uger, ca altfel. Eventual, întinde-te pe jos și vezi pe unde curge. Ce faci, boss? Ce murdară e! Ce murdară, dar ce crezi că e? Crezi că are whisky pe ea? Când mănânci brânză, nu te mai gândești că oaia e murdar. M-ai stropit! Nu face nimic, vă spălați! Ia! Yeah. Trage țâță, hai! 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 Laptele face pielea frumoasă! Iată-ți pe față un pic! Te-ai machiat? Vino să-ți dau ție, dacă vrei! Că e bun pentru tenul tău! Nu mai curge! Hai, curge! Ia uite! O, ce șe tare! Îți place, a? Da! Zici că trag de aici! Ceva. Numai la prostii ți-ai gândul, la ciobani și la prostii. Dați-vă bine pe mână. Și dă-ți un pic pe față. Vino să-ți dau ție. Da, nici nebună, să-mi dai mie. Să se hidrateze fața ta, Tene. Da. Să-mi și dă-o cu rujana. Lasă-mă. Ia uite, să-mi ridic pe picior. Opa. Opa, stai să. Ce treabă mai avem? Să mergem la fân. La fân, acolo vreau să te văd, Bogdan. Bine. Ești frumos. Plăcere. Ești o talentat. Știi ce aș vrea să faci? Aș vrea să speli câteva vase. Câți ani ai tu? Am 18 ani. Hai că am mai pus să le fac pe toate. Ana mâncare la găini, la găi. Ana mâncare la porci, Ana mâncare la vaci. Ia să te văd eu pe tine acum cum pui fân. Ia. Mergem să scoatem niște cartofi. Hai. Uite, luăm sapa de aici. Dă-mi o mie. Poftim. Mersi. Și mergem sus. Hai. Hai, ho. Hai, ho. Suntem pipiși mișto. Păi departe nu mai știu cum e. Păi ce mai contează? Uite, da, sunt mici. Ce nu spun și aia? Da, mănânci vreo 20 kg și te saturi și tu un pic. Ia hai, dă-i și lui. Hai. Eu dau și tu adu. Da, hai. Să nu taie cartoful. Vino cu camera. Ai găsit doi. Deci te rog frumos. Cel mai mare cartof, da? Băi, ești noroc, Cosmo. În ce treabă mai avem? Să mergem la fân. La fân, acolo vreau să te văd, Bogdan. La fân, să știi că îmi doream chestia asta de când te-am cunoscut prima dată. Și eu m-am... Poți să-l pune să m-am născut să merg la fân. Hai că ai muncit ceva, bravo. Da. Și te gândești că fetele la București stau numai pe un cluburi? Cum este să mulge o oaie? Și amuzant, pe o parte, că trebuie să o trag așa de sân și... Dar mă înfioară așa. Te înfioară? Da. Păi de ce nu vezi ce blând, am o senzație că o doare când o trag așa de sân. Uite că am învățat. Ha. Vezi? Ha, ia să văd ce faci acolo, ia. Mulgoaia. Ia, dă ceva acolo? Normal. Da? Ia, mă. Da. Să știi că mi-a plăcut de tine cum te-ai descurcat. Și mie. A făcut treabă ca lumea, să învață. Ciobăniță ca lumea facem de ea. Și pentru asta vei primi o bilă albă. Visul Ralucăi e pe cale să se împlinească. Ce-i drept, nici Bogdan nu prea are des plăcerea să strângă fânul. Dă-te așa, dă-te așa, dă-te așa. Ia, hai, lasă-l să vedem dacă știe și el să facă ca tine. Ia, tataie! Ia! Da, chiar Ralucă, ia! Să te văd în acțiune. A, n-am. Hai, cu încredere! Bă, nu știu. Ia. Poate cați aici, că să vezi ce-ți dau. Ia. Hai, nu pot. Hai, cu încredere. Am mâncat pe tocuri. Hai că am mai pus să le fac pe toate. Ana mâncare la găini, Ana mâncare la porci, Ana mâncare la vaci. Ia să te văd eu pe tine acum cum pui fânul. Ia. Hai, nu pot să le apuc. Cred că nu e furca asta bună, că mie nu-mi stă bine aici. Furca nu era bună. Imaginați-vă, oameni buni, cum fetița asta, chestia asta o face de luni până sâmbătă. La după ăsta de aici acolo. De aici, din față, strângi în spate acolo. Deși iată că tataie nu o lasă în pace, trebuie să mergem, ne ținem după ea. Hai să luăm pasta mică de aici sus cu tine de muncă măcar astăzi. Dar nu știu dacă dau voie părinții sau, mă rog, rudele. Ne furișăm. Un copil extrem de muncit și cu multe, multe, multe griji.
cineva, dar nu spun cine, îmi spunea că ești foarte talentată la cântat. Ai putea, te rog frumos, să-mi cânti ceva? Bine. Unde stau aici? Unde vrei. Bine. Mărie Poleșorace, Mărie Poleșorace, rău ce visai astă noapte, rău ce visai astă noapte, cămara mată nouă, cămara mată nouă, era ruptă baș-n două, era ruptă baș-n două. Bine. Mersi frumos. Plăcere. Ești o talentată. Serios vorbesc. Mersi. Cânti foarte frumos. Bine. Ai voce. Mersi. Pe mine fata asta mă face să plâng. Poate că sunt o prea sensibilă. Dar chiar dacă nu o cunosc, îmi este dragă, dragă. Cu două bile albe în poșetă, Flori speră că în sfârșit va avea posibilitatea să-l convingă pe Bogdan că ea este alea sa. Însă ce vrea să știe acesta este relația fetei cu părinții ei. Păi ei s-au despărțit acum 4 ani, înțelegi? Și eventual ea și-a refăcut viața cu altcineva, este împreună de 3 ani cu bărbatul respectiv și el este mai strict așa cu ea. N-a acceptat-o cu copiii. Adică cu tine. Mai am doi frați mai mari. A, da? Da. Să-ți trăiască. Din câte am observat, așa, el avea drag de mine, dar nu avea de frații mei. Păi de la tine bănuiesc care avea drag de tine că te vede mai frumoasă și eventual și tu poți să fii vreo cucerire. Da, mă privea intens așa. Și mami tău nu a avut nimic de zis cu chestia asta? Dar nu am putut să-i spun asta, pentru că mi-a fost rușine față de ea și în primul rând nici nu m-ar fi crezut. Ar fi zis că aberez ca să o despar pe ea de el, ca să se împace cu tata, practic. E cât se poate de clar că viața ta nu e atât de roz. Care sunt țelurile tale? Vreau ceva serios, înțelegi? O relație lungă, care poate mai încolo să ducă la o căsătorie și să-mi întemeiez o familie cu bărbatul respectiv. Nu crezi că e puțin cam de vreme să te gândești la o potențială relație serioasă care la un moment dat se finalizeze cu căsătorie? Da, se spune că la 20 de ani trebuie să te distrezi, să trăiești viața și să vezi multele. Eu la 20 de ani nu vreau chestiile astea, sunt sătulă. Prin jobul meu care l-am, am văzut multe și pentru mine nu mai e nimic nou cu ieșirile, înțelegi? Cluburi și restaurante și din astea și să mă plimb, nu mai e nimic nou. Crezi că între noi ar putea exista ceva? Da. Ce? O relație serioasă, pe lungă durată. Nu ești adept aventurilor? Nu-mi plac. Și în seara asta ce facem? Te duc acasă sau rămânem împreună? Rămânem împreună. După ce a coordonat cu succes strânsul fânului, Bogdan își arată din nou calitățile de organizator și îi propune Andrei un picnic așa, ca la sfârșitul unei zile istovitoare. Andreița? Da. Uite cum facem. O să ne apucăm să dăm foc la lemne. Bine. Și cât timp se face jarul, ne apucăm să facem cortul, ok? De ce să facem cortul? Păi ca să putem să rămânem împreună peste noapte aici, să vorbim, să ne cunoaștem mai bine, nu? Nu se poate. De ce? În primul rând, a trebuit să ne cunoaștem mai bine. Bravo, Andreea. Așa trebuie. Dacă ai putea să dai timp înapoi, cam unde ai vrea să te reîntorci? Când eram copil. De ce? Pentru că, nu știu, aș vrea să-mi reiau copilăria. Să nu fie așa, nu știu, de grea, nu știu. Tu, până acum, ai avut o relație serioasă sau mai multe relații serioase? Sau? Am avut una singură, da. De un an și ceva. Cam cât de serioasă a fost relația voastră? Am hotărât să ne mutăm împreună. După ce ne-am mutat, situația s-a schimbat, nu mai era cum era el înainte. Nu mergea, nu lucra, nu făcea nimica, toată ziua vreau aia, că se putea, că nu se putea, deci nu mergea la lucru. Îmi interzicea să mă întâlnesc cu frații, cu părinții, n-aveam voie. Era gelos pe tati, pe frate meu, deci erau gelozii prostești.
cum ai putut să rămâi lângă el atâta timp? Adică totuși ai stat un an jumătate lângă el. Bine, am ținut mult la el, nu pot să zic că n-am ținut. N-am putut să-l înșel în viața mea, n-am înșelat. Nu mi-a plăcut să-mi bag joc de el. Să înțeleg că a fost primul bărbat din viața ta? Da, care am avut o relație foarte, foarte serioasă. Chiar am zis, am rămâne. Păi, din moment ce ai spus că a fost primul bărbat din viața ta, e cât se poate declar că era ceva avut serios. O relație serioasă, exact. Idiotul a avut lângă el o comoară pe care n-a știut să o aprecieze. Mai și dădea în mine. O intra era și, agresiv cu tine? Da, și în mine dădea și dădea și în frate meu. Când îl prindea pe frate, mi începea. El cu tine era mai mare decât tine. Avea 19 ani. 19 ani și tu atunci aveai? Mai aveam o lună și făceam tot 19. Deci fata asta a îndurat atât de multe lucruri încât nici nu știu de unde mai are putere să meargă înainte. Dar probabil că Dumnezeu o iubește și îi dă multă, multă putere să-și continue viața. Ce ai făcut să te lase în pace? Că bănuiesc că... Nu mă lasă nici în zi de azi în pace. Intră pe Facebook, mai mă amenință și pe mine și pe sormea că dacă ne prinde, nu știu ce ne face. Da. Asta nu e un om, asta e un animal. Eu unul cel puțin, dacă l-aș avea în fața ochilor, ai cuvântul meu de onoare că l-aș băga în pământ. Te cred. Sigur, nu există lucru mai josnic pe lumea asta ca bărbatul să lovească femeia. Cam ce-ți dorești tu de la un potențial iubit? În primul rând să nu mă jignească. Da. Să nu mă bată. Și nu știu. Rugămintea mea mare, de fapt nu e mare, e cea mai mare rugăminte. Încearcă să fii puțin mai selectivă, încearcă să nu mai dai totul pe tavă unui bărbat până nu vezi ceva din partea lui. Da. Nu lăsa un bărbat sau alte persoane din jurul tău, indiferent că sunt femei sau bărbați, să-și clădească fericirea până fericirea ta. Așa voi face. Crede-mă că a fost o plăcere să te cunosc. Și la mine la fel. Chiar dacă Bogdan nu va rămâne cu această fată, eu promit că am să țin legătura cu ea. Mi-e tare dragă. Neobosita Raluca sondează din nou opinia publică. Este caracter de fată serioasă. E dansatoare. De la bară la ce? De belly dance, doamne, de la Dumburic. De la Berry Drac. E frumoasă. Vă place de ea? Da. Nu. De ce? Nu. Nu mai găsești fete ca lumea să găsești, să fie corecte așa cum era odată. Atunci erau mai bune, doamne, mai corecte? Da. Nu mai știa de rușine, știa de... Acum nu mai știe mamă de nimic. E o fată simplă. Și ok, de mărita crezi că ar fi bună? Păi de ce nu, dacă își dorește. Ce e drăguță în felul ei? E de viață. E de viață? Așa considerați? Da. Băi, băieți, asta e strada fericirii. Ai iubit? Ai iubit ce la viața ta? Schimb? Am iubit la viața mea. Ce nu vreți să schimb? Cu acest nume prezentabil și... Nu, dacă vreți, recomand. Dacă vrei. Așa, unde vreți? Hai, că toată lumea îi recomandă. Unde? Da. Unde ne recomandă? Păi, nu știu, pe terasă nu mă atrage nimeni. Where are we from? Yeah. England. England. Oh, very good. Here, Romania. Woo! Party good. Hey. Okay. We don't understand. Have a great night. Thank you. Okay. Bună seara. Bună, bună. Bună, bună. Deranjăm? Vă stai, mă, să am ce-o lucru. Da, scuze, bună, bună. Bă, cine? Prietenă. Ah, deci n-aș fi prietă. Nu. Iubitai? N-ai nici iubit? Ce? Ca să zic așa, bună seara! O, bună seara, bună seara! Vrem ca cineva să se însoare. Da? Răspuns corect? Nu eu! El! Victor. Nu! Nici eu! Mai el. Ai o variantă! Stai, ce e puțin? Te-ai îndrăgostit? Te-ai îndrăgostit sau te-ai rușinat? Au luat emoțiile. Așa vrei să nu și singur? Da! Sunt foarte singur. Eu sunt Bogdan. Da, ce faci de nisip? Uite, ne așteptam iubirea. Hai că mergem, Prietena ta în cât timp ajunge? Păi, chiar mi-a dat mesaj că nu mai vine. Noi suntem în plus. Mamă, aici, cred. Totul, deci totul merge ca pe roate. Cred. M-ai blocat. Și pe noi. Suntem toți blocați. Ce să mai spunem? Ok, ai stărit să vorbesc doar cu el, nu cu voi. Ok. Gândiți-vă că nu suntem aici. Denisa, există posibilitatea să-mi lași un număr de telefon pentru a te suna? Ești sigur că nu ai pe nimeni?
Crezi că m-aș risca să am pe cineva și să apar așa? Dai un pupic și tambor. Îndrăzneață fata. Dacă îi dă un pupic, îi dă număr de telefon. Ce drăguț, bravo! Bravo! Felicitări! La țară, Raluca și Bogdan și-au luat o bine meritată pauză de la pețit și au redevenit, pentru moment, simpli turiști. Cei doi s-au decis să viziteze o mănăstire, una din atracțiile turistice ale locului. Dar, surpriză, nici n-au apucat să intre că au întâlnit o fată frumoasă, astfel că și-au amintit imediat de misiunea lor. Eu sunt din Defel, din Câmpul Lung Mușcel Argeș și am venit aici să mă rog pentru sănătatea familiei mele, pentru sănătatea doamnei Lenuța, pe care am venit să o ajut în mod special, pentru că a avut un accident și o viață mai grea. Ia auzi, Bucan. Nepoțica mea se duce la mănăstire, se duce dimineața la biserică, seara, dimineața, la prânz, că se culcă, se roagă la Dumnezeu. Dar de ce ai ales tu calea asta, să ajuți oameni? De când eram mică, l-am iubit pe Dumnezeu, pentru că am învățat într-o școală care se numește Școala Gimnazială Sfântul Iacob. Și eu copiliță de 14 ani. Bună, sunt Pascu Denis Adriana, am 26 de ani, sunt din București și sunt antrenor personal de fitness. Sunt o persoană căruia îi plac relațiile serioase. Nu-mi place să star ca iepurii, dincolo, dintr-un morcov în altul, așa, hap, 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 hap. Această roche am purtat-o cu o zi înainte de nunta mea și chiar în ziua care m-a cerut de nevastă am purtat-o și mă simțeam super ok în ea, mă simțeam că lumea e a mea și de atunci și bine, e o rochie care o și port, o țin și șifonier mai mult. Acesta este un maieu care m-a avantajat talia și mi-a avantajat și tatuajul care l-am pe abdomen. Mie e o fată puțin cam plinuță. Ar trebui să-și adapteze hainele pentru cum arată ea. Sunt obsedată după chestiile scurte, chestiile sexy, tantele sau orice material. Eu sunt o fată de modă veche. Cea mai lungă relație mea a fost de 9 ani de zile. Era cam necioplit. De ce ai stat lângă el atâta timp dacă nu ți-a plăcut? În ziua anunții a fugit cu alta. Să lăsăm amintirile triste, fiindcă viitorul sună la ușă. Ce zic? Gata. Ops, bună! Dar ce făceai, domnișoară? Mai devreme, la mănăstire, Raluca și Bogdan au cunoscut un înger cu chip de fată. Cei doi au decis să urmeze pe Oana, care în acest moment trebuie să ajungă la una dintre persoanele de care are grijă. Am o viață foarte grea, de atâta timp sunt numai în cărucior, când se îndură fata de vine sau mătușa să mai scoate afară, în rest trăiesc în cameră, în această cameră se desfășoară viața mea. Noi am găsit-o pe Oana la mănăstire, unde merge ea să se roage, și am intrat în vorbă cu ea și ne-a spus de dumneavoastră că vine să mai aibă grijă de dumneavoastră și am spus că vrem neapărat să vă cunoaștem. Noi vrem, de fapt, să-i găsim o parteneră de viață lui Bogdan. No, uite cum ați găsit fata asta care e credincioasă, cu Dumnezeu, e cu minte, se ocupă de gospodărie acasă. Da. Să vă spun că chiar are noroc și băiatul dacă pune mâna pe fată ca ea. E și frumoasă și hărnicuță. Da, ție așa de Bogdan. Îți place? Da. Trebuie să-l și cunosc. Cum scrie și în Decalog, lege nouă vă dau, să vă iubiți unii pe alții. Așa că e bine să ajuți noi ca oameni să ne iubim reciproc. Câți ani ai tu? Am 18 ani. E prea mică. Ce faci acum? Acum strângi? Ia lasă un pic. Ia uite, Bogdan, ce face Denisa. Nu, nică, îi place pizza. I-a rămas un pic de pizza. Aici este dormitorul unde dorm eu. Dar nu te întreba nimeni. Dom'le, fetele astea au problemă cu dormitorul. Primul lucru, dormitorul. Aici e dormitorul în care dorm eu. Arată-i ceva ce faci tu aici în casă să-l impresionezi. Să dansezi. Asta e! Dansează-i! Hai că pun și o melodie. În loc să o pun la treabă, eu o pun să danseze. Hai, dă-i ce faci, impresionează! Ia uite! Deja ai atras! Ia uite! Aie! Aie! La mine, la el! Aie!
Ia la dasă! Nu, nu, e populară, nu e mane. Păi și a ta e tot populară. Hai, nu, nu, eu vreau să mă uit la tine. Haide, mă! Uite, mă, că se descurcă, mă, se descurcă. Deja i-a apărut zâmbătul. Se descurcă, mă, se descurcă, serios. E o surpriză plăcută, nu mă așteptam. Bravo! O cutie de pizza abandonată într-un colț a ridicat mai devreme serioase semne de întrebare. Așa că așteptăm explicații. Ai menajere sau faci tu curățenie? Fac eu curățenie, îmi place să depind de altcineva, să am menajere, să am... Adică te pricepi așa să-ți faci pe toate, tu dă una singură. Tu speli, tu calci, tu mături, tu dai, de fapt, dai cu aspiratorul, nu? Da. De gătii gătești? Dar nu mințiți, fii sinceră, gătești sau nu gătești? Ia uite, Bogdan! Da, gătesc! Ia uite ce frumos le-are aranjat! Băi, domnișoara spune că știe să gătească. Hai să ne gătești ceva. Băi, nu am ingredientele acum. Păi nu duc eu și-ți cumpără. Știi ce aș vrea să faci? Aș vrea să speli câteva vase. Ăsta e părul tău natural? Da. Mă, dar ce minți? Dar nu minți! Ai extensii. Ei, am extensii. Stați că ne explică Bogdan cum stă treaba. La mine acasă e puțin și gătesc, fac și curat și spăl și vase. Spăl și haine. Vrei să fac curat acum să mă apuc să strâng ceva ca să vezi? Ai putea să dai cu mocul. De voie de nevoie, Denisa ne dovedește calitățile de gospodină. Și senzualitate în timp ce observ, da? Da, și știi că e senzuală. Da, 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 îmi place. Vezi că fata chiar vrea să te impresioneze. Da, 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 asta și m-a impresionat. Asta chiar, acum, asta chiar simt. Dă mâna, stai jos, dă-mi gură. Mulțumesc. Așa. Hai, dă mâna. Vezi? Ia uite! Ce bravo! Ia, mai fă câte ceva, mai fă câte ceva, că așa... Pune-mi ce dorești să fac, să vezi, să fac. În afară de dormitor. Cum era cu covorul? Să-l scutre? Scutor? Nu, poate să-l aspire. Ce melodie al lui Queen? De cum a spălat... Al lui... Farfuriile. Cu vocale era Freddie Mercury. I want to break free. Păi spune-i înainte, că pentru el fac lucrul ăsta. Spune-i, se știe. Pentru el fac. Păi așa, vorbește cu el. Băi, fata a făcut destule. Așa. Nu mai punem și la gătit. Ajută-mă și pe mine, te rog. Păi cum să te ajut eu? Hai. Haide, mă! Și eu am un cuvânt de spus în toată ecuația asta. Calul este animalul meu preferat. Tu ai mai călărit până acum? O singură dată. Nu știu unde mă aflu. Ai foarte de mult încredere în mine? Da. Ce înseamnă o zi obișnuită pentru tine? Mă trezesc dimineața. Mă rog, îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-am trezit, că am o familie, că se gândește la mine și am ce să mănânc. Apoi vin la doamna Lenuța să o ajut, să... Vorbesc și cu dânsa să văd cum se mai simte, dacă e bine, dacă are nevoie de ceva. O ajut la curățenie. Mai ieșim. Poate în casă, nu numai la curățenie. Mă spune câte o poezie așa, mergând, lucrând pe aici prin casă. Îmi ridică moralul, mă face să mă simt altfel, să știu că am pe cineva lângă mine. Uite acum, de exemplu, Oana, ce faci? De ce te-ai pus baticuțul? Ce faci? Ce vrei să faci? Trebuie să fac curățenie, de asta am venit. Trebuie să o ajut și... Învăture hainuțele alea de acolo să mi le ducă, să nu le mai văd grămadă, că eu când sunt singură le scot, dar nu pot să mă bag în dulap să le bag la loc. Bogdane, cum ești cu credința așa? Ce zici de nepoțica mea? Și eu cred în Dumnezeu, numai că nu sunt cu dusul la biserică. Nu simt să mă duc. Eu aș fi curios să-mi spună dacă este pregătită să renunțe la tinereța ei și la ceea ce face acum pentru o eventuală relație sau căsnicie. Eu o văd mult prea mică din punctul de vedere. Contează părerea ta, să știi. Părerea este foarte bine. În primul rând, cu bucătăria, cu gospodăria, cu toate le are. Eu am înțeles exact ce spuneți dumneavoastră. Eu sunt curios de ceea ce spune ea. Nu știu. Urmează partea cea mai delicată. Ne puteți lăsa să o răpim pe Oana câteva minute ca ea și Bogdan să se mai cunoască, să se vorbească, să se plimbe. Nu, Bogdan? Da. Acasă, dacă nu aveți nimic împotrivă, bineînțeles. Nu știu ce să vă spun, tu o lăsăm. Mulțumesc. Dar tu ce zici, Oana, vrei să vii? Zi, pui. Da. Dar să ești. Nu stai cu ei mult. Să vii, repede vin, să... Vin.
Denisa, mă bucur mult că ai acceptat să fii aici. Ia uite. Vezi ce căluți frumoși? Trebuie să-i hrănim, să le facem curat în boxe, da. Să curățăm echipamentul și apoi o să am o surpriză pentru tine. Bogdan vrea să-și găsească aleasa inimii și să locuiască cu ea la țară. Înțeleg. Ai ceva împotrivă? Atâta timp cât sunt cu Bogdan, nu mă interesează unde stau. Să sperăm că Denisa nu va mai încurca sarcinile ca atunci când a spălat pe jos înainte să dea cu aspiratorul. Ai mai hrănit vreodată vreun cal? Băi, unde te înveți, nu? Orice se învață. Oh, shit! Oh, my fucking God! Nu mai înjura. Hai, îl place foarte, foarte mult pe Bogdan? Da. Ajută-mă și pe mine, te rog. Pe cum să te ajut eu? Păi, fă tu ține cu piciorul ăsta, așa. Așa. Păi cum să te ajut eu? Nu stai să te ajut, eu stai să stau... Să hrănești un cal nu e chiar inginerie genetică, dar Denisa nu va scăpa doar cu atât. Acum ducem mâncarea afară și luăm o altă roabă să le facem curățenie. Ia-ți asta pe tine. Dar de ce cu asta? Ca să vadă calul că îl îngrijești. Da? Ce, ți-e cal cu șuba pe tine? Sunt ok. Ești ok? Păi, frumosule, ha. Am să-ți fac curat aici, da? Și să? Și să te hrănești. Ia compune tu mai bine o poezie. Hai, compune o poezie. O poezie legată de mine și de acest frumos cal. Armăsar, că e armăsar. Cățeluși cu părul, creți pură rața. Ce-mi place viața la țară. Să-l cuceresc pe Bogdan. Hrănind acest minunat ia cal și făcându-i curat. Iar arunci așa, lasă-o. Ia să că-mi place, ia. Deși e mai încăpățânat. Eu o să-l fac mai bărbat. Zice mai de mine, bagă-și de mine. Are niște ochi atât de minunați. Numai că atunci când se enervează, arată ca Peter Pan. Mai are puțin și și azi vorul. Ce asociere! Aș vrea să mă îndrăgostesc viața cu el la țară să trăiesc. Aș vrea să fiu aleasa inimii lui, să mă iubească așa cum și eu îl iubesc. Bogdan, tu țin nemulțumit. Ce-ai pățit? Eu sunt foarte mulțumit de poezie și de versurile compuse de tine. Sunt nemulțumit că e rumegușul și mâncare la cucar. Și că acolo încă mai sunt treburile lui. Bun, vrei să zic adevărul? Adevăr. M-am îndrăgostit de când l-am văzut prima dată și... Unde l-ai văzut? Când l-ai văzut prima oară? Când ți-a apărut ție în minte acest domn frumos? Domnișor. Când ți-a apărut? Bun, când l-ai văzut prima oară? La emisiune. La emisiune, da? Așa, și ce ai zis de el? Și e un bărbat minunat care chiar merită să lupți pentru el. Pentru că dacă era unul care puteai să-l ai oricând, nu mai stăteai și te luptai pentru inima. Nu mai era așa interesant. Da, înțelegi? Ea deja iubește pe Bogdan, de fapt, necunoscându-l, imaginea lui. Vreau să fiu iubita lui, alesa lui. Adică o să lupt din răzputeri să fac chestia asta. Te iubesc. Hai să ieșim acum cu el. Haide. Aici. Cheamă-l pe Bogdan să te ajute. Bravo. Tu ești cel mai frumos. Și cel mai deștept. Și cel mai cu minte. Hai, Denisa, vreau să văd că ești bine ceea ce faci. Hai. Haide, mă. Băi, e nervoasă. Stai, Rigo. Așa, hai. Stai, Rigo. Calul este animalul meu preferat. Tu ai mai călărit până acum? O singură dată. Și cum ți se pare? Foarte tare. Dar mi-e milă să-i călăresc. Die! Ce die, mă? Chestia e la țară, unde crezi? Hai ușor, că nu e animal de... Ia uite cum face, mă, cum Daniel. Nu mai dă Denisa așa. Denisa, dacă îl grănești... Te mănânc! Stilul este foarte agresiv. Hai, așa e ca femeie. Păi nu e ok, mie femeile agresive nu-mi plac. Și mai ales în momentul în care sunt agresive cu animalele. Tu crezi că acest cal fie de die? Bravo! Și te distrași de nebună. Hai, mai ușor cu distracția asta, că chin e cal. Serios. Hai, sar. Stai, vino în față. Hai, mă, că-mi dau în brațe, nu mai, dă-te jos. Nu, vino în coa. Oh, Romeo și Julieta! Dar ce eu zic să nu sari în brațe, ce sari în brațe? Badă de înțeles că mă place, badă de înțeles că nu mă place, nici el nu știe exact ceea ce își dorește cu adevărat. Pentru Oana, Bogdan are o surpriză de altă natură.
Tânărul a invitat-o la restaurantul unde ar trebui să aibă loc nunta lor. Deci, doamnă, cum facem? Ce ofertă aveți? Păi, vă spun oferta noastră, stabilim, mai negociem. Nu, ideea e felmător, nunta trebuie să aibă loc cât mai repede posibil. Adică sunt foarte hotărât și ea la fel. Locul, data anunții am stabilit-o, asta trebuia prima dată, acum depinde de meniu. Cum stabilim meniu, dacă nu vă place meniul nostru, mai completăm cu ce vreți voi. În sală e meniul nostru festiv, primit prima dată, e aperitivul. Aperitivul care e format din 7-8 feluri de șuncă, cașcaval, pane, ficăței în jambon. La nuntă servim fructe de mare și tort. Mesenii noștri nu sunt obișnuiți cu, numai cu fructele de mare și cu tortul. Dacă nu-i zupă și sarmale, nu e nuntă. Păi ce înseamnă aia sarmale? De ce trebuie să fac eu nunta ca toată lumea? De exemplu, în primul rând, dumneavoastră, doamna Lea, aveți restaurantul foarte frumos. Ceea ce mie unul vă spun sincer că îmi place. Problema e că eu vreau lenjeria la mese și la scone, inclusiv la aia de nuntă, Mir, nu? Da. Vreau să fie sicla. Tot. Bineînțeles, țiclam o facem, pentru că la noi chiar oaspeții sunt bucuroși că vine țiclam aranjată sala, pentru că la noi se cântă la nunț manele. Totul este un test, să vedem cum reacționează la ideile astea. Nu manele. Nu manele. Așa e la nuntă la noi. Doamna Lia, cu mine vorbiți. Ia, eu trec pe apă numele meu, deci manele ascultă la nunt. Nu-mi place. Oana, am stabilit că facem nunta. Ai acceptat, ai întrebat în căsătorie, ai zis că facem nunta, facem nunta. Deci? Și eu am un cuvânt de spus în toată ecuația nu, asta. Nu, ai. Ba da, am. Nu, fata de la țară întotdeauna trebuie să lase capul jos în fața bărbatului de la oraș. Nu e adevărat. Tu fiind de la țară, eu de la oraș, tu lași capul jos și cu hotărârea mea rămâne hotărâre. Dar ce comentăm? Plătești pe nunta? Nu, eu, ok. Doamnă, pe lângă asta, ce ne mai oferiți la nuntă? Ce se mai pune la nunți de obicei? Da, noi le dăm inclusiv camera unde o să îi primim după nuntă, știi cum e obiceiurile la sat. După 12 noaptea, unul să termină nunta, că e nuntă de zi, normal, am înțeles. Normal, da, dar până de zi, nu noaptea, nuntea de nu zi, prea târziu. Exact. Și după ce am terminat tortul, după ce au cântat manelele pentru... Pentru bunică, pentru bunică și da, așa... Familie. Ei vor merge în camera lor, inclusiv jacuzzi vă ofer unde să faceți baie, să vă simțiți bine. Vreo dorință ceva în plus? Nu. Nu, eu vorbesc foarte serios. Nu, nu mai am nicio dorință. Dorința e? Aștept momentul. Asta e tot ce da? Doresc, da. Felicitări! A reușit performanța să-și exprime dragostea în versuri, în timp ce făcea curat la cai. Acum, Denisa ar trebui să se simtă mai sigură pe ea ca oricând. Zi, ce faci? Cum ți s-a părut ziua petrecută în compania mea? Mi-a plăcut, sincer. Chiar a fost ok. Bine, ai avut unele tente puțin cam ieșite din comun, care m-au deranjat. Tu ești o persoană agresivă, fizic. Agresivă? Ai mici scăpări de agresivitate. Mi-a rămas un tic, am făcut 5 ani MMA și mi-a rămas un tic și poate din cauza asta ți se pare că sunt ușor agresivă, dar... Și ce am făcut rugby vreo 10 ani, adică știi ce am făcut și sport de contact, de bătut, nu-ți mai zic cu băieți m-am bătut, păi, poate... dar nu mi-a rămas niciun tic. Păi da, dar poți să mă schimbi tu? Nu, problema asta e cea mai mare, mie nu-mi place să schimb. Persoana mă pot schimba eu pentru tine? Eu nu-mi doresc, eu nu cred în schimbări. Da, dar lăsând chestiile astea la o parte, că sunt ușor agresivă și nu-ți convine. Ce-ți place la mine? Modul tău de a fi, nebunia ta care de multe ori, de fapt e o balanță între o nebunie frumoasă și o nebunie dusă în extrem în unele momente, ăsta fiind unul dintre extreme, da? Marchidam pe unghie, se vede, nu? Așa. Să-ți zic și o părerea mea despre tine? Te rog frumos. Mi se pare că ești puțin plin de tine. Ești un tip care vrea să aibă totul la picioare. Așa. Și un tip care puțin arogant. Da, programul este înfumurat. Mulți băieți s-ar bucura și
ar fi încântați de ideea ca iubita lor să aibă numele lor pe deget. Ea încă nu este iubita lui. În 30 de ani am avut vreo 3 iubite care și-au scris Bogdan pe mână. Și asta ar fi trebuit să fie o chestie de iubire. Și de a arăta fidelitatea și dorința, care mi se pare o prostie să scrii numele iubitei sau iubitului pe mână. Eu nu pun accent pe lucrurile astea. Eu am simțit nevoia să-mi fac chestia asta pentru că am vrut să-ți demonstrez că îmi place și că într-adevăr vreau să fiu cu tine. Erau alte 400 de motive și de lucruri pe care puteți să le faci să-mi demonstrez și apreciez. Repet, apreciez gestul ăsta, dar nu-l apreciez atât de mult încât să mă dea pe spate. E clar, încercând să facă totul perfect, Denisa a pornit cu stângul. Am mințit și lui nu-i place minciuna și o să-mi cer din răzputeri să-mi remediez greșeala și să câștig câte puțin din inima lui. I-am spus că nu am iubit și eu tocmai am ieșit dintr-o relație în momentul în care am ajuns aici la emisiune. Pentru că m-a pus să aleg între el și Bogdan. Și de Bogdan îmi place de un an de zile. N-am avut cum să refuz pe Bogdan pentru o relație care oricum nu mergea. Tu crezi că între noi doi ar putea exista ceva? Există vreo chimie, ceva? Tu ai un fel de a fi, eu am altul. Lui Bogdan i-a plăcut că Oana a ținut la punctul ei de vedere în ceea ce privește muzica de la posibila lor nuntă. Drept urmare, i-a pregătit o nouă surpriză. Unde crezi că te afli? Nu știu unde mă aflu. Ai tu atât de multă încredere în mine? Da. De ce m-ai adus aici? Pentru că vreau să-ți prezint camera nupțială. Camera în care vom dormi după nuntă, nu? Că de asta am venit aici, să vorbim despre nuntă. Cum ar fi noaptea nunții? Tu să faci un bebe. Tu o să rămâi însărcinată. Nu m-am gândit la asta până acum. Îmi doresc foarte mult un copil. Și eu îmi doresc foarte mult un copil. Păi hai și ne poți să-l facem. În niciun caz. De ce? Pentru că nu o să fac asta. Să înțeleg că încă ești fecioară? Da. Da. Păi, ce ai spune dacă am rămâne în seara asta aici? Nu vreau în niciun caz să rămân în seara asta aici. Uite, hai să intrăm puțin în următoarea surpriză, ce zici? Nu vreau să mai intru la nicio surpriză. De nu ce? Vreau. Nu vreau să mai văd nimic, vreau să plec de aici. Ok. Ne întoarcem acasă la Bogdan, unde burlacul nostru a decis să-și petreacă noaptea singur. Unde e Bogdan? E în cort, s-a dus să zignească. Cu cine este? E singur. Mulțumesc. Ce faci aici? Mă pun să dorm. Ok, dorm și eu cu tine. Cum să dorm cu mine? Știi, vreau să vorbesc ceva cu tine. Cum ar fi? Că îmi pare rău. Pentru? Că te-am mințit. Așa. Mi-am dat seama de greșeala care am făcut-o și tipul care, în cauza care te-am mințit, a fost o relație care o țineam doar ca să, cum ai spus tu, să nu mă simt singură. Nu se face așa ceva. Andrei, să știi că nu-mi pasă de tine, nu mi-a pusat niciodată. A, nu, și nu, gata. Dai cu bâta în baltă mai mult decât e cazul tău, bun, e foarte urât. Nu-mi pasă, eu pe tine te vreau, eu pentru tine vreau să lupt. E josnic. Nu mai mă gândesc la nimic în afară de tine. Nu mai văd nimic în fața ochilor în afară de tine. Eu nu mai mănânc, nu mai dorm, Bogdan. Deja Bogdan e obses. Tu, omului ăla, i-ai spus te iubesc. Poți să spun te iubesc și unei frunze. Păi, și atunci cum poți să am eu încredere în tine, fată? Mie mi-e jen. Mai bine nu intrai în cortul ăsta și nu făceai afirmațiile astea. Pentru mine... Dacă deja, asta fiind ce afirmație pentru mine, să fac, pentru dacă mine asta este fiind... mult prea mult. Deci, mie acum, mie nașpa, dă băiatul ăla. Păi bune, du-te. Du-te. Nu las lucrurile așa. O dăm fix în telenovele, păi bune. Ori plec eu, ori plec eu, din două. Mă pare rău că l-am mințit. Și-mi pare rău că nu mă crede că vreau să mă schimb și că... Tu ți-ai denigrat iubitul, cu care ai fost un an de zile, căruia tu i-ai spus că-l iubești.
peste un an de zi de relație cu mine, o să faci același lucru? Hai, dă mânuța și ia să duc acasă. Pă bun, ești foarte obosit. Raluca mai are un ultim sondaj de făcut. Când sunt tinere, toate sunt frumoase. Tinerețea e frumoasă, bătrânețea e urâtă, mamă. E frumușică, spuse-i, da. Acum depinde dacă o place și soțul cu părul ăla. Simpatică, dar... E nevastă, sa. Dar? Maria, mâncate ar pui cine. Da. Dar cam vârsta e... Credeți că e micuță? Că e micuță. Asta e foarte plăcută, dar zboară în nori. A fost o săptămână plină de peripeții, de învățăminte, de întâlniri care mai de care mai senzaționale. Am cunoscut fete de la oraș ispititoare și lipsite de inhibiții. Am făcut cunoștință cu fete de la țară, cu minți și cu povești de viață impresionante. Dar după atâta alergătură, să ne retragem în confortul studioului. Dar nu pentru toată lumea studioul este confortabil. Urmează eliminările. O singură fată va merge mai departe. Miza și emoțiile sunt mari, inclusiv pentru cei doi reporteri. Doamnă, avem o nouă serie de fete. Alte 6 fete pe care va trebui să le testați, cum știți dumneavoastră mai bine. Aveți probele pregătite pentru ele? Bineînțeles. Bineînțeles. Sunteți pregătite să-mi cunoașteți fetele? Normal, dar am... Data trecută am pierdut, într-adevăr. Dar de data asta, dacă nu câștig, ce o mănânc pe Raluca. Să-i poftim alături de noi pe doamna Carmen și pe domnul Cristi. Avem onoarea să-i avem alături de noi pe doamna Carmen Ienci și pe soțul ei, Cristi Ienchescu. Am venit cu 3 fete frumoase, talentate, nu degeaba am bătut drumul și din poartă în poartă să găsim fete frumoase pentru Bogdan. Începem cu Larisa, 20 de ani, cântăreață de muzică populară. Hai, Larisa, te rog. Larisa a declarat că s-ar stabili la București doar după terminarea studiilor. Dar după cum a început relația lor, e posibil ca Bogdan să fie dispus să aștepte chiar și mai mult. Mai departe, Andreea, 19 ani. Hai, Andreea! Uite ce frumoasă! Mamă, toate sunt frumoase îmbrăcate. Uite ce costum frumos, costum. Tot gimbanat. După dispariția prea timpurie a mamei sale, Andreea are grijă de cei 3 frați mai mici. Abnegația și înțelepciunea de care dă dovadă fata l-a copleșit pur și simplu pe Bogdan. Oana, 18 ani. Hai, Oana! La numai 18 ani, Oana are grijă de bătrâni și de invalizi. Deci toate 3 sunt frumoase. Da. Am mușcatele în fereastră. Frumoase, talentate și cu minți, nu? Da. Am și eu să vă prezint găselnița mea, împreună cu un domn foarte cunoscut și foarte apreciat. Și vreau să vi-l prezint pe Costin Mărculescu! Binecunoscutul om de televiziune și cântăreț nu putea lipsi de la o astfel de confruntare, mai ales că a contribuit din plin la alegerea fetelor de la oraș. Ce fete frumoase! No? Trebuie să le arătăm și noi pe ale noastre, nu? De-aia am și venit! Nu? Le-am găsit, le-am cules... Și le-am adus! Și le-am adus pe tavă! Hai să o primim pe Denisa! 25 de ani, o fată superbă, cu un suflet curat și o inimă de aur. Denisa are o latură sensibilă nebănuită, pe care Bogdan a avut norocul să o cunoască. Flori, 20 de ani! Hai, Flori! Uitați-vă, doamnă! Aveți în albastru să vă cucerească băiatul, să-l ia direct la ea acasă. E poreclită Barbie, pe bună dreptate, dar asta nu înseamnă că este imobilă ca o păpușă. Flori i-a demonstrat burlacului nostru că se mișcă la fel de bine ca Shakira. Ana Maria, 30 de ani! Să ne amintim că blondina cu alură princiară a reușit ce n-a reușit nicio fată până acum. O apropiere fizică de Bogdan foarte îndrăzneață și senzuală. Vă place ce fete frumoase am găsit pentru Bogdan? Da, bineînțeles. Sunt niște fete minunate. Da, foarte mișto, am plecat la revedere în sănătate. Păi nu, stai că nu eu. Credeam că nu. Da, da. O mie confuzie, mă scuzați. El este glumeț, dar e ok. E ok. Doamna Marchidan, vă rog eu frumos să le spuneți exact despre ce este vorba, pentru că fetele așa simt că deja au luat-o pe emoții. Fetelor, ce vreți să fac? V-am pregătit ca probă să ne faceți mămălică. Vreau să văd îndemânare, precizie și, bineînțeles, să fie gustoasă. Pregătite? Da. Gata? Mergem să gătim? Da. Hai să gătim. Mergem la prima probă. Cu siguranță că mămăliga nu a fost inventată la oraș, deci fetele de la țară ar trebui să aibă câștig de cauză la această probă.
Fetelor, sunteți pregătite să faceți o mămăliguță ca la carte? Foarte, da, pregătite. Dar cronometru, aveți 10 minute la dispoziție. Fetelor, voi ați mai gătit o mămăligă? Da. Da? Și tu? Da. Tu nu minți? Nu. E sigur? Vezi că trage de timp, tu trebuie să faci mămăliga. Nu sta cu el de vorbă. Nu e adevărat, fetelor. Ai, ba da, e bagată. Eu sunt aici să văd exact cum sunteți voi, să scot untul din voi. Da, sigur, da? Dar ce să scoți untul din el? Ia lasă fetele în pace. Untul scoatem noi. Exact. Să-l pun la treabă ca să facă gata? Ceva. Pe bune? Da. Ok, prima fată care a terminat este Andreea. Da, dar fii cred că să o iei cazul să o iei de pe foc, nu? Uite, vezi mă, că a terminat fata, ce tu toate, uite... Da mă, dar n-am ce să zic de Andreea, dar de Oana, uite, nici, se uită la Larisa să vadă cum gătești. Nu cred. Ai văzut? Nu. Bă, dar m-am uitat la Larisa. Măi, recunoaște, nu minți aici de față dar cu toți. Dar nu mint. Păi minți. Te-ai uitat în oala Larisei? M-am uitat în jur, nu m-am uitat în oala Larisei. Ia uite, ia uite, ce tare. Așa trebuie să... Așa trebuie, mă liga tare. S-a lipit? Hai, fetelor, plecați acolo, plecați! Dar nu poți să... Nu vă uitați! Grăbiți-vă, grăbiți-vă, hai că s-ar putea să pierdeți proba asta dacă nu vă grăbiți puțin. E un pic, cred că trebuie să folosesc drujba. E tare? E cam tare. Rălicină? Excepțională! Uite cum arată! Eu cred că uite cum arată cum ai greșit meseria. Ia uitați, doamne, e nu uitat. Ia mai încearcă tu la zi. Ia, mai încearcă. Ia, vezi. Cu putere. Hai, arată-ne că știi. Ce să știe, mă, că nu știe. Iau cu... Băi, fetelor, voi vreți să-l cuceriți pe Bogdan sau ce faceți? Faceți mămăliga aia ca lumea. Păi să vă zic eu. Cea mai fără, arată ca un fel de bulz. Ce să facem acum? Uite și cum arată asta, știi, stâng. Nu pierde simplu, nu vă și o poză cu mămăliga asta? Ia, uite, lasă, domne, fata în pace, că mai are treabă să ții din uite, timp. Uite-mă ce hal a făcut mămăliga. Hai, mă, pe bune. Fă-ți, fă-ți o poză, fă-ți o poză. Haide să fac, cum să fac mămăliga asta? Lasă că e foarte bine, e foarte bine, gustul contează. Am 18 ani. Ai 18 ani? Păi la 18 ani deja trebuia să faci sarmale pe lângă mămăliga asta. Vai. În 10 minute. În 10 minute să ne impresionezi. Dar ia uitați-vă, poate așa o face. Uite la Andreea, că e acum pe gata și arată extraordinar de bine. Da, Andrei chiar arată bine. Păi vezi? Serios chiar arată, adică sunt sincer. Uite, șaoanei arată foarte cum bine. Cum arată mă bine? Zici că e chef. Păi și ce, nu-i bun? Chiar cu nebun? Voi ați mâncat ce ați gătit aici? Da. Da? E tata? Da, la mine ce puțin. Ați semnat amândouă. Tu mai mult, Oana, că e cam gata timpul, să știi. Semnați-vă pe farfurie acolo, semnătura voastră. Bun. Da. Andreea, Larisa, nu? Cu, din brânză făcut. Gata, Oana, gata, ar trebui să oprește, stop. Bun, hai că v-ați încadrat bine în timp. Eu zic să mergem mai departe și la degustare, că acolo e decizia finală, da? Haideți, fetelor, luați-vă operele de artă și să mergem. Doar 10 minute să mai așteptăm până la degustare, pentru că între timp au trecut la cratiță orășencele. Trebuie să faceți cea mai frumoasă mămăligă. Să impresionați pe doamna Marchidan. O și decorați, îi puneți numele ei, ce vreți voi. Aveți 10 minute la dispoziție să faceți lucrul ăsta. Să fie cea mai frumoasă sau cea mai gustoasă mămăligă. Start! Să vedeți, doamna, aici cum se descurcă. Da, sigur că da. Stai liniștit. Au ruj roșu, cacofoșu. Se asoltează cu șort. Uitați-vă, un Barbie. Ia ușor. Nu știu să-și pună șortul măcar. Păi de-aia am zis un Barbie. Hai, vedeți că suntem contra cronometru, avem 10 minute. Nu vă grăbiți, fetelor, stați liniștite, e vedeți ok. Vedeți că ea vă se abotează. La machiaj ne pricepem cel mai bine. La machiaj. Hai. Ha? Ia uite, hai, fetelor. Ce hotărâtă e ea. Hai să vedem cum vă descurcați. L-a pus mălaiul. Ia, păi cu unghiile alea nu cred că ai șansă. Ia uite-o, ia să vedem cum pui tu sare. Ia, hai să te văd. Bun cu lingurița. Ia să vedem cu lingurița. Lasă-mă că e linguriță. Vezi ce bine face. Eu alint. Vezi, ia uite cât de bine face. Poți să mai pui dacă vrei, adică nu. Raluca, nu uitați-vă, doamne. Trei modele superbe. Da, ia uite. Uitați-vă cum gătesc. Mă, lasă astea, nu mai ridic. Ce părere aveți? Lasă-o și pe doamna Marchidan să spună ceva. Lasă-o, că de-abia am început. Acum am așa, vezi, de-abia am început, asta e.
Sunt mândru de voi! Uite că se descurcă. Și mai și mestecăm, nu-i așa? Pentru că credeam. Petru, dar voi ați mai făcut treaba asta până acum? Dar normal că au făcut! Da, că nu pe tine te întreb. Și ea se descurcă cel mai bine. Eu n-am făcut în viața mea pentru că urăsc mămăliga. Se vede. Voi? Eu am făcut ultima dată acum 4 ani. E bine, se vede și la tine. Și la tine? Nu, nu? Ai făcut sau n-ai făcut? Așa, 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 adică nu. Uite, avem deja campioana a venit aici. Păi da. Uite ce se grăbea ce vrea. Ce frice. Mi-a transpirat mâinile. N-are nimic. Păi așa transpiră și când pui mâna pe Bogdan. Doamne, ia să vedem cum destoarnă fata aceasta mămăligă. Am tras mâinile. S-a lipit? Hai, fetelor, frecați acolo, frecați. Dar nu pot să... Nu vă uitați. Grăbiți-vă, grăbiți-vă. Hai că s-ar putea să pierdeți proba asta dacă nu vă grăbiți puțin. Nu pot. Ce nu pot? Păi dacă eu mi-am transpirat mâinile. Păi vezi cum faci? Hai că arată bine. Așa, uite. Oh, perfect. Trebuie să puneți și chestiile alea pe ele, brânzica, da. Fântâna. Hai să vedem cum vă descurcați. Am timp și pentru pâine. Da, cred că umplem din pâine mâncarea asta. Hai, Denisa, hai. Hai, tu ce? Te-ai adormit acolo la oală? Ce s-a întâmplat? Hai, că acum ia de tine. Da, ea e plicită. Ia, ia-te de ea, ia-te și de ele. Păi nu vezi că mă iau? Păi, ia, păi ce, asta doarme cu mâna pe oală? Păi da, că asta fac fetele de la oală. Păi, Denisa. Ia uite. Vezi, ia vezi. Ia vezi, mă. Ei, nu pune mâna. E ca semilună, dar e bine. Uite, bravo. Ana Maria, v-am spus, doamnă, model, fotomodele, uitați-vă la ea. Ia uite-o la ea, ia uite-o cum e. La ea e pripită. Știi, piure pripit din ăla. Denisa. Dacă era pe capac, trebuia să o... Mai pune și tu un cartaboș, mai pune ceva lângă aia, că să te mai scoți, că... S-a putut mămăligă. Gata? Hai, bravo. Hai. Bravo. Denisa. Denisa, ce ai făcut gata, acolo? Mă. Denisa e gata. La fix. Hai. Gata, timpul a expirat, să știți. Acum, frumos ca un fotomodel. Mergem în platou, da? Luați-vă formule. Hai, să degustăm. Șorțurile au fost date jos, farfuriile așteaptă să fie așezate pe masă în fața juriului. Fetele noastre au gătit. Eu zic că au făcut o treabă foarte bună. Acum contează decizia juriului, fetelor. Trebuie să mergeți fiecare pe rând cu farfurioara la degustare. Avem hai, Domnișoară! Hai! Hai, vină cu ce! Hai! A mărturisit că n-a mai învârtit mălaiul în fiertură de 4 ani încoace. Noi sperăm doar că pauza respectivă nu se datorează vreunui eșec vecin cu dezastrul. Cum este? Da, mamă, e un pic, cred că trebuie să folosesc drujba. E tare? E cam tare. Păi a făcut acum 6 zile. E cam tare și cam sărată. Eu trebuie să o apreciez după cum gătește sau după cum arată? Doar gătitul. Am înțeles. Doar gătitul, liber orbitul. Am înțeles. Trebuie să fii sincer cu femeile. Exact. Mai puțin bună. Mai puțin bună? Da. Deci e bună. Nu trebuie. Mai trebuie muncit puțin la ea. Avem nevoie de încurajare. O notă bună. O, 10. Eu am o curiozitate până gustă mama. Spune. Cineva de aici are asigurare medicală sau asigurare viață? Bă, nu știu. Eu n-am. Dar nu am venit. Cum este doamna Marchida? Ia. Sărată. Sărată. Și e bine? Și puțin nefiat. E nefiartă? Aoleu, ce ai făcut? Am grăbit. Hai, curaj, Bogdan. Măcar tu. Cum e? Cum e? E foarte bună. Da, se vede. Mm-hmm. Poți să fii sincer, să ia știi. Ia să vedem, Mărculescu, cum vi se pare? Ce ai, mă? Uite, mă, uite, că s-a... Uite, s-a descrețit fruntea, mă! Leșină! Excepțională! Gata, mă! Excepțională! Bravo! Da. Adică s-a ridicat să poată închidă cu altul. Și ia-ți mămăliga, te rog, și treci la locul tău. Să luăm și o fată de la tine. Evident, una de la mine, una de la tine. Alege tu, pe care să... Hai, Oana, vină tu, te rog. Hai, uite, ea mai pregătit, așa. Uite ce bine arată. Deci, se cunoaște și de la noi din Banat. Așa, așa. Vezi? Da, nota 10 din partea mea. Mulțumesc. 10 i-a dat. Ia să vedem ce o să zică soțul meu. Cum e? Ia, cum e tata? Coleașa e coleașa. Adică altceva, știi? Deci, vezi? Altceva, bravo. Altceva. Știu și eu engleză, să știi. Felicitări din partea noastră. Mulțumim frumos!
Doamnă, sincer? Stai, un pahar de apă, doamnă, nu, așa e că e bună? Și după? Lasă, domnule, femeia în pace. Și ea mai trebuia puțin fiartă. Și asta e nefiartă? Da. Sunteți sigură? Este 100%, nu? Te uiți și tu. Cum este Bogdan? E nesărat. Nesărat. Păi... Și nefiartă. Și nefiartă. Ia, acum e momentul. Ce? O să mănânci. Uite, uite. O să mănânci la mămălică. Mm. Ca viața. Să fiu sincer, da. E foarte bună, dar lângă această mămălică ar merge foarte bine și o chiflă. Mai ai ceva să le spui? Nu. Mulțumim no. frumos. Ok, mulțumim. Mergi la loc. Hai să luăm o fată de la oraș, nu? O fată de la oraș, pe de cine? La mine, da. Pe cine luăm? Uite, o luăm pe Denisa. Uite, hai, Denisa. Hai, de caia asta scundă acolo, curaj, curaj, uite curaj, ce curaj, poftă are să vină. Hai, hai, curaj. Ia să vedem. Hai, prezintă, ce ai făcut? Prezintă, hai, vorbește. E adevărul că niște ouă ochiuri acolo și nu se vede ce a făcut, nu? Așa e, nu? Ține microfonul. Ce? Cum e? Așa, 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 numai că este nesărată. N-ai cu sare? Deci, nu, dar nu am pus foarte multă sare. Nu, nu, deloc, chiar deloc. Cum e? Arată bine. Am încercat să o fac puțin diferită pentru că de obicei la mămăligă nu te pune deasupra smântâna să faci ciulama. Adică faci o ciulama și poți să zici că e mâncat mămăligă. Te gândești că e mâncat mămăligă. Arată cum nu merită. Arată cum nu merită. Adică arată bine și nu e bună. Da, a spus eu. A spus. Doamnă? Nu mi se pare chiar foarte sărată. Da. Și... De cum crezi, dacă? E... Trebuia tot puțin mai mult fiată. Mulțumim, doamnă. Bogdan. Hai, Bogdan. Bagă în gură, te rog, mămăligă. N-avea emoții. E mămăligă, e mâncare, nu... Vorba lucrul ăsta de niște pâine. Hai, lasă, nu te mai arată după altă lume. Fata e... E ok. Îl las pe Costin să... Mulțumesc. Adică nu zici chiar nimic? Nu, nu. Ideea e că... Eu pun preț și pe gust, dar și pe cum e aranjat. Iar aspect, această farfurie este cam maltratată. Maltratată? Și foarte zgârcită la brânză, să știi. Eu am 100 de kilograme, ar trebui să mănânc mai mult. Eu am încercat să o fac, ok, și pentru tine foarte bună, dar atât pentru mama ta, pentru că dânsa este... Nu mama te ia de nevastă. Nu mama te ia de nevastă, dar știi? Nu mama te ia de nevastă, eu. Da, dar trebuie să-i placă și ei. Okay, da. Contează și părerea ei, Bogdan. Nu mai fi. Adevărat. Bine, ok. Costin, legătura. Având în vedere că ești copia fidelă a Oanei Lis, ai nota 10 din stat. Mulțumesc frumos! Bravo! Bravo! Nota 10! Andreea, te poți Andreea. Are emoții, așa că... Are emoția, transpirat. Vin aici. Cum e? Este bunicică. Mulțumesc. Doar că n-ai pus sare. Dar... Am pus, da. Puțin. Nu, n-ai pus. E ok. Spune că n-ai pus. Lasă-mi okay. Puțin. Nu, nu-i pusă sare, nu-i destul de sărată, dar e ok. Mulțumesc. Mie așa cum este, îmi place. Avem o părere. Cred că e cea mai bună părere până acum. Părerea ta, Bogdan? Este prima mămăligă fiartă ca lumea. Oh, mulțumesc. Având în vedere că sunt sătul la mâncat de Revelion, pentru faptul că îi place acestui protagonist al emisiunii foarte mult, are și de la mine nota 10, fără să gust. Mulțumesc! Foarte bună! Bravo. Uitați, să vedeți aici splendoare. Da, mămăliga da. Mămăligilor. Dar nu se vede mămăliga. Mămăliga, păi tocmai asta e surpriză. Ana Maria. E ca un tot. Ești mulțumită, Ana Maria, de ce ai făcut? Aoleu, mie mi se pare foarte sărată. Asta e foarte sărată. Da. Așa se foarte gândește sărat. La București. Nu da, la nu. Voi, la noi nici chiar așa. Sare, mai puține ca să pui cât vrei tu, acum nu știi, păi ai să mănâncă sărat, dar nici chiar așa. Nu poți să arăți și bine și să gătești bine. Așa ar gătești. Nu se pot împăca amândouă. Părerea soacrei. Ia, doamnă, să vedem cum e sărată, nu e sărată. Părerea soacrei, mai bine o ai tu. E cea mai sărată. E cea mai sărată. Ea a mărturisit în timpul probei că este pentru prima dată când face mămăligă. Deci până în momentul ăsta ea n-a făcut. Păi și o scuză, doamna asta? Păi dar cum este să nu? Este și asta o scuză. Mă, dar ce sari? E o scuză? Adică chiar nu te uiți la fată? Păi la vârsta asta... Ea... Da, da. Bogdan? Și el ce că ține cu voi?
Ce? Prea bună, nu? Nu știi cum să exprim? Da, 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 da. Înghite și dă din tine, mă. Da. Hai, mă. Zi. La mămăliga asta așa sărată, cred că mergea o bere. Oh. Hai să-i mai dăm și bere să-l nenorocim. Spune, cu burta, nu? Spune, unde-i o bere? Dă rog frumos, Costin. Insist. Dacă mă, e bună. E bună, nu? E bună, nu? A zis că e bună, mă! Mă, că a zis așa. Ce vorbești, mă? Este la fel de bună ca și tine. Așa că da. Și tu și ea luați nota 10. Este un cu 10 la mine. Hai. Haide, hai să te poftește-și, domnișoară. Am pus așa în mijloc, acolo am făcut un nucleu de smântână și mămăligă. Nucleu, vezi? De ce nu zici că ai aruncat o smântână și o brânză? Ai făcut un nucleu? Păi așa se face, mai estetic, arată foarte bine, nu? Draga mea, din partea mea, ai 10. Îmi place mulțumesc, foarte mult. Mulțumesc. În sfârșit pot să spun că e pe gustul meu. Nu e nici sărată, mulțumesc, nici nesărată, e chiar cum trebuie. Ce aș putea să spun decât că pentru prima dată mănânc ceva de la cineva care arată cum e și mâncarea. Bravo, bravo. Mulțumesc, bravo, mult de tot. Doamnă? Mă bucur, mă bucur că v-a plăcut. Eu asta și așteptam să se întâmple. Nici aveam un dubiu sau nu. Vezi, măi, Gabi, măi. Da, măi, hai că vedem. Până la sfârșit. Doamna e mulțumită, o simt de acum? Da, e foarte bun. Mulțumesc mult de tot. Iar n-am să fac niciun fel de comentarii. Bogdan, cum este Bogdan? Hai, ia și din mijloc. Ia uite-l, fii atent. Nu mânca toată parfumia, că mai avem un om care să guste din ea. Foarte bună. Îți place? Mă bucur. Deci, mămăliga este foarte frumoasă și tu ești foarte bună. Nu! Tu ești foarte frumoasă și ea e foarte bună. Bun! Mulțumesc! Bravo, fetelor! Pictura! Toate ați făcut o treabă bună, să știți! Bravo, fetelor! Bravo! Sunt foarte mândru de voi! Și eu! Ai emoții! Eu am palmul transpirat și tu la fel. Bun, hai să zic eu care e chestia. Ea poate te placă pentru emisiune, dar eu te placă neal, înțelegi? Și după ce bei cafeluța, ce faci? Sigur că la loc! Mă uit la desene cu prinsese. Și de Bogdan când mai ai timp? Da. Atunci. Bogdan, știi ce ai de făcut? Trebuie să elimini două din aceste concurente. E greu. Andreea, vină puțin, te rog frumos. Ai emoții? Un pic. În primul rând, îți mulțumesc încă o dată. Cu plăcere. Că ai venit. Și iar de la tine să știi că am învățat foarte multe lucruri. Iar oarecum, per total, să știi că întreaga ta poveste, întreaga ta viață, cât ai apucat să-mi povestești, m-a marcat. Și, sincer să fiu, aș vrea să învăț și alte lucruri noi de la tine. Tocmai de-aia o să ne vedem în etapa următoare. Da? Mm. Felicitări! Bravo! Și Larisa? Le-am luat pe rând, nu e bine. Ce faci? Frumos. Ai emoții. Puțin. Eu am palmul transpirat și tu la fel. Ne vedem în etapa următoare. Dacă vrei. Sigur că da. Au mai rămas 4. O să rog frumos pe Oana să vină. Oh, ce faci? Bine, tu? Bine, eu? Uite, că nu vorbesc la mișto. Deci îmi bate inima și nu... Am emoții foarte mari. Și spun că se poate sincer că... Ești mult prea cu minte pentru mine. Deci crede-mă că ești mult prea cu minte pentru mine. Din păcate, nu o să ne vedem în etapa următoare. Ok. Să fii fericit. Mulțumim. Hai să aplaudăm. Să aplaudăm. Mai trebuie să elimini o singură fată.
curaj. Hai. Flori, hai și tu puțin. Nu-mi place că ești foarte închisă și nu te deschizi în totalitate. Și oarecum ăsta e un minus mare, că nu există comunicare. Pot să spun și eu ceva? Ca un om să se deschidă în fața altcuiva, trebuie întâi să-l cunoască, să petreacă timp mai mult împreună. Ca să se poată deschide cum trebuie. Nu te poți deschide așa în fața unei persoane din prima sau din a doua. Îți trebuie timp să prinzi încredere, să vezi ce fel de om este. Corect. Numai de-aia o să avem destul timp până în etapa următoare. Da. Felicitări! Bravo! Felicitări! Bravo! Găselința mea! Da, mă, bravo, ce să zic. Denisa, plângi? Nu? Hai, vină aproape. Hai, Denisa, curaj! Ce faci? Ce mai? Hai, ține-l! Ține-l! E ok? Ajută-te, te rog. Nu plânge. De ce plânge? N-am zis nimic. Denisa nu plânge. Ai emoții? Te spun sincer că mă bucur din suflet că te-am cunoscut. Îți mulțumesc pentru timpul acordat. Nici de cât se poate declar că vom ține legătura, dar cu părere de rău îți spun că nu o să putem să ne vedem în etapa următoare pentru următoarea probă. Nu, să ne înțelegem, nu ești o pierzătoare și îmi pare rău. Mulțumim. Haideți să o aplaudăm. Avem o eroină. Nu știu dacă mai e cazul să-ți spun că ne vedem în etapa următoare. Bravo! Bravo! Felicitări! Felicitări, Ana Maria! Este o situație cu totul excepțională, la care nimeni nu se aștepta. Atunci când sunt atât de puternice, sentimentele nu pot rămâne ascunse. Denisa, uite-te la mine, te rog frumos. Denisa, te rog frumos, lasă plânsul. Ăsta este formatul, nu depinde de mine. Și nu poți să joc teatru. Bun, hai să zic eu care e chestia. Ea poate să te placă pentru emisiune, dar eu te placă neal. Înțelegi? Cine, diferența? Care este ea? Asta e diferența între... Lasă și... Între, diferența între cine? Pentru ceea ce ai venit tu, au venit și ele. Că una mă place mai mult sau una mă place mai puțin, asta din păcate nu poți să o hotărăști nici tu, nici eu. Eu spun doar că sunt implicat 100%. Și eu nu am fost implicată, nu, sau ce? Nu. Și pentru mine este important ceea ce simt din partea lor. Iar noi doi, din păcate, îți spun, am plecat cu stângul. Și sunt lucruri peste care eu nu pot să trec. Deși Bogdan i-a promis că vor păstra legătura, Denisa nu se poate împăca cu gândul că a fost exclusă din competiție. Gabriel este și el aici pentru a o consola pe frumoasa bucureșteancă. Calmează-te. Bogdan a ales ce a simțit el, da? Nu trebuie să te superi, nu s-a terminat viața aici. Problema e că fetele care au rămas în competiție și care au rămas... Așa. Este un concurs. El, îl pot place pentru emisiune. Eu îl plac ca așa simt, eu îl plac că-l pe el ca bărbat. Eu am venit pentru... Eu am venit în emisiunea asta tocmai ca să mă fac vizibilă pentru el. Da, trebuie să fie reciproc. Trebuie să fie reciproc și el trebuie să te placă la fel de mult pe cât îl placi tu. Lacrimile de despărțire odată șterse de pe obraj, revenim în platou pentru un regal muzical. Carmen Nienci a ales o melodie tocmai potrivită ca să trecem cu bine peste emoții. Când e zi de sărbătoare, la 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 la, toată lumea în picioare, la 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 la, și mi-e drag de cine vine, la 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 la, să petreacă lângă mine, la 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 la. Să bem puțin rechea,
știe, la 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 la, că la anul cine știe, la 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 la, dacă-mi cântă cucumie, la 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 la, ori îți cântă numai ție, la 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 la. Să-ți petrești tot bucuros, la 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 la, să ai suflet luminos, la 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 la, că nu știi cum trece viața, la 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 la, de sarap în dimineața, la 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 la. Astăzi beau, ridic paharul, la 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 la, și să-mi cânte lăutarul, la 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 la. Cu cei dragi în casa mare, la 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 la, viața mi-e o sărbătoare, la 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 la. Să-ți petrești tot bucuros, la 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 la, să ai suflet luminos, la 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 la, că nu știi cum trece viața, la 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 la, de sarap în dimineața, la 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 la. După un examen practic, urmează logic unul teoretic. Noi nu vă spunem mai multe, ca să nu stricăm surpriza. Fetelor, avem o probă foarte interesantă pentru voi. Se numește Întrebări fără perdea. Trebuie să o impresionați pe doamna Marchidan. Doamna a pregătit special întrebările pentru voi. Să fiți sincere, să nu mințiți cu absolut nimic, pentru că imediat vă cunoaște. Și da? Prin eu. Dăm start. Am să încep întâi, chiar în ordinea în care sunt așezate, și am să încep cu Ana Maria, pentru că ea este cea mai mare. Tu ești o femeie apetisantă. Mulțumesc. Frumoasă. Mulțumesc. Și sexy. Mulțumesc. Clar. Ioan, clar, pe bucur. Și cred că sunt mulți bărbați care te curtează. Ai putea să fii fidelă unuia singur? Da, sigur. Cum să nu? Ei, nu ești așa convinsă, să știi. Nu, dar în momentul în care sunt aici, adică, nu știu, luptând pentru el, îmi doresc și o familie și copii, bănuiesc că asta e primul lucru. Într-o relație, că, nu știu, să fii fidel. În ceea ce au spus, ceea ce este ideal, aproape toată lumea spune același lucru cu alte cuvinte, datorită etății, vârstei, în care se află, nu prea cred eu așa pe cuvânt pe ea. Opa! Avem primul curcătaș. Dar ce vârstă ar trebui să am? Cum? Ce vârstă ar trebui să am? Nu e vorba de vârstă, e vorba de răspuns, de fidelitate și de... Asta e cam greu cu fidelitatea la femeile frumoase și invers. De ce? Adică una mai puțin frumoasă e mai credibilă sau cum? Nu neapărat, dar din moment ce am ajuns la o anumită vârstă și nu ne-am găsit aproapele, poate să existe jumătatea, vreau să spun, ceva îi aici de la, până la 30 de ani, hai că bun cu copii, e altă poveste care, de exemplu, mă vizează și pe mine și cu soția, dar la tine, cu acolo e o problemă, cred că. Din punctul meu de vedere, și urâtele și urâții, și frumoșii și frumoasele înșeală sau sunt fideli, una la mână, și a doua la mână vis-a-vis de problema cu copilul. Ai 30 de ani. Eu care doar am făcut acum de curând 47, am un principiu. Nu contează vârsta, poți să ai 20 de ani, poți să ai 55 de ani, poți să ai oricât, poți să ai copil oricând sau poți să n-ai copil oricând. Sau poți să-l faci oricând. Stai mă că ai nu-i problem, facem 2, 3, 3, 3, 3. Facem din prima 2. Vă și ajutăm dacă e cază pe hipotol. Asta vreau să da. Cu crescutul, da, le puteți ajuta. Armăsarule. Mulțumesc că m-ai alintat. Mulțumesc mult, Ana Maria. Mulțumesc și noi. Fiori, tu ești ca o doamna de cine? Barbie. Doamna de cine? Ok. Blondă, înaltă, subțire, frumoasă, cochetă. Ia, te rog să-mi spui tu mie, să-mi descrii o zi din viața ta. De dimineață până seara, ce faci tu o zi, într-o zi? Păi nu poate să gândească la Bogdan toată ziua. Nu, eu aici mai spun așa câte ceva. Dar de ce-i sufli tu? N-am înțeles. Exact. Bine, doamnă, gata, nu mai zic nimic. Păi lasă-o pe ea să ne povestească. Ce faci tu de dimineață până seara? Depinde și de ziua respectivă, pentru că având în vedere... Nu pot să spun de duminică. Spuneam, de exemplu, eu cu începutul săptămânii. Cu luni. Luni când te trezești, ce faci? Este o zi de relaxare pentru mine. Uite, nu prelungiți! Ceva, să mențin și de ce. Având jobul meu de dansatoare, belly dance, programul nu-mi permite foarte mult să mă odihnesc cum trebuie, de aceea trebuie ca luni să recuperez. Și marți? Marți îmi revin. Odihnă prelungită. M-ați luat prea repede. Păi te-am luat prea repede, zici tu, într-o zi care faci ceva de dimineață până seara.
Alegeți una. Ne punem extensii, că durează. O zi în care am mai mult timp pentru mine ar cam fi miercurea. Ar cam fi, mă! Alegi ce mai tu miercurea. Asta pentru că nu-mi permite jobul. La ce oră te trezești miercurea, Flori? După amiază. Însemnând? În jur de 4. Ah, foarte bun. Și te trezești la ora 4, ca o floricică, și bei cafeluță. Cam cât timp bei cafeluță? 10 minute. 10 minute. 10 minute, ok. Da. Și după ce bei cafeluță, ce faci? Sigur că la loc. Mă uit la desene cu prințese. Și de Bogdan când mai ai timp? Da. Atunci. Este normal dacă am o relație cu el să-mi fac timp mai mult pentru el, ca să pot să... În ce zi a săptămânii? Băi, stați, nu, acum nu mai... Ai fi de acord să lași jobul tău pentru Bogdan? Dați-mi. Dacă ar fi ceva serios, da. Să înțelegem că trebuie să te reinventezi dacă vei avea o relație cu Bogdan. Da. Mulțumesc, Flori. Mulțumesc mult. Te-ai descurcat foarte bine. Foarte bine. Hai, domnișoară. Hai, Larisa. Larisa, da. Vino aici, te rog. Vino aici. Larisa, te rog să-mi spui ce nu ai putea să suporți la Bogdan. Nu pot să spun că am un anumit lucru pe care nu l-aș suporta. Dacă ar fi un lucru prin care el se simte bine, prin care el se relaxează sau se destinde, aș putea să accept. Orice? Adică... Nu-l văd pe Bogdan, băiatul care să facă ceva foarte extravagant. Nici foarte liniștit, dar nici foarte... Păi ia să zicem, dacă ar veni acasă mirosind a parfum și cu... A parfum de femeie. Normal. Așa. Și cu pata de ruș pe tricou, că mă și nu prea poate. L-aș trage puțin deoparte să vorbim, nu știu. De ce? Că s-a dat cu ruși sau cum? Nu, sigur. Poate vine de la filmări. A, înțeleg. Și atunci îl rujează ăștia acolo de după ce. Și dacă te-ar minți? Dacă m-ar minți, clar ar trebui să avem o discuție pe tema aceasta și să clarificăm. Deci fata e indulgentă. Am înțeles că tu ești cânți. Da. Și că ai foarte multe deplasări. Exact. Cum crezi că vor influența aceste... despărțiri, pentru că sunt despărțiri relația ta cu Bogdan, pentru că mai tot timpul vei fi plecată. Mai tot timpul însemnând de vineri până duminică, de obicei atunci sunt evenimentele... Bă, bine, nimica toată, pentru ca băiți. Nu. Vineri seara, întorcându-mă acasă, o să sâmbătă. Zici ce, că ați mă dezbrăcat în patul lui Bogdan. Nu. Seara sunt plecată în timpul weekendului, iar dimineața vin acasă. Am înțeles. Da? Mulțumim frumos. Andreea, te rog frumos să-mi spui cum vezi tu relația dintre tine, prietenii lui Bogdan, pentru că Bogdan duce o alt fel de viață decât o duci tu. Nu știu, asta nu... Te integra între ei? Tu pari așa o fată cu minte, liniștită... suavă. Nu prea cred, dacă din ăia distractivi, nu știu, cu ieșiri, cu din astea, nu prea, nu cred. Păi și asta e acasă și el merge la oraș? Nu, o să mergem împreună, dar nu o să mă atașez așa tare de ei. Bun. Fata e sinceră. Da. E de apreciat. Asta și mult de tot, Andreea. Da? Mulțumim mult. Apreciem sensibilitatea ei, da, și sinceritatea. Eu n-am făcut decât să punctez anumite aspecte din viața unui cuplu, dar Bogdan va fi cel care va lua decizia. Acum că am avut ocazia să aflăm mai multe despre ce cred fetele noastre când vine vorba de căsnicie, suntem curioși ce va decide viitorul ginere. Da. Gândește-te bine! Dacă vă uitați așa, nu vă mai elimină pe niciuna. Oh, Doamne! Mamă, unde ești? Viața merge înainte, trebuie să iei o decizie, că nu poți să păstrezi lângă tine chiar toate fetele. Numai dacă te-și la mormânt. Lari, poți să fii puțin? Nu știu de ce am așa un feeling. Că ultimul răspuns a fost puțin ezitant. Nu. Ești sigură? Da. Inima ta o lasă să decide ea.
ce trebuie să faci. Atât? Da. Îmi place la tine că ești sincer, simpatic. Mai îmi place la tine și felul cum arăți. Ochii tăi, că am avut ocazia să te pot cunoaște și să petrec timp cu tine. Nu vreau să fiu rotăciu, dar ceva îmi spune că nu. Dar momentan cred că o să am încredere în tine și o să mergem în runda următoare. Mulțumesc! Felicitări! Tu ziceai că vrei copii? Cam câți copii? Cam 3-4. Oh, are de plica de cine să ai de grijă. De ce? Că greu îl duc eu până la urma urmei. Ei, nu că nu mai că greu îl duc eu. Nu vrei doi? Minim doi. Vedem după primii doi cum decurg. Hai să ne oprim la doi. E ok? Stai că nici pe primul nu l-am. Nu l-avem. Ok. Atunci ne vedem în următoarea rundă. Bravo! Rușinoasă! Felicitări! Ce faci, Flor? Hai că stau și aici. Ai așezat zi-vă tot. Principala sursă de energie a unui bărbat e femeia de lângă el. Discutând cu amândouă, cunoscându-vă, împărtășind trecut, cunoscând anumite probleme, cu un mic minus. De ce considerați? Din cauza programului. Aici nu este vorba de programul meu. Mă și vorbim, e programul meu, pentru că dacă chiar ajung să țin cu adevărat la persoana respectivă și să pun suflet și să-l văd că se implică și el pentru mine, aș putea să renunț, înțelegi? Dar stai că n-am zis că te elimini. Știu, mi-am exprimat punctul meu de vedere. Cât ani ai, Flori? 20. Mulțumesc. Nu cred că suntem pe ce ajungem de mult. Ok. Nu te supăr. Nu. Asta simt. Te înțeleg perfect. Mi-a părut bine. Și mie îți mulțumesc mult. Merită aplauzele noastre. Mulțumim. Hai, vină cu. Ce faci? Felicitări bine, și pentru Andreea. Mulțumesc. Ne vedem în runda următoare. Bine. Urmează ultima probă a acestui episod. Este, după părerea mea, cea mai dificilă, pentru că fetele trebuie să ia inițiativa, trebuie să facă ele tot ce consideră necesar cu putință pentru a-l impresiona pe Bogdan. Se numește Arată-mi că mă vrei. Andreea? Andreea? Bine. Andreea. Hai. Înseamnă. Nu pot să zic prin cuvinte. Ți-am scris ceva. Doresc să-l citești. Bogdan, ești o persoană dragă sufletului meu. Îmi place la tine că ești sincer, simpatic. Mai îmi place la tine și felul cum arăți. Ochii tăi, cum te porți. Să știi că îmi place că am avut ocazia să te pot cunoaște și să petrec timp cu tine. Te pup. Nu știu cum, dar ai reușit să-l impresionezi, se pare. Mulțumim frumos, Andreea. Cu plăcere. Mulțumim, mulțumim încă o dată, Andreea. Hai. Hai, Ana Maria, curaj. Poftim microfonul. Succes. Eu nu ți-am pregătit nimic. Frumos, ce să zic. Așa, cred că între noi deja s-a născut o chestie. Nu mai am 15 ani. Da, îmi place de tine, dacă nu n-aș fi fost aici. Nu știu, te las pe tine să... Adică inima ta o lasă să decide ea. Ce trebuie să faci? Atât? Da. Bine, am emoții pentru asta, râd. Știi foarte bine că nu-mi plac momentele de genul. Ai văzut. Tu nu ești o persoană sirupoasă. Nu. Ești mai distantă, nu. Mai rece. Și... Da, ți-aș fi pus o piedică să știu eu mai degrabă. Și cam atât. Mulțumesc frumos. Piedică sau... Hai, Larisa, și tu. Hai, Larisa.
lasă emoțiile acolo pe băncuță și treci. În seara asta, pentru că eu sunt o persoană foarte timidă, mai ales când vine vorba de lucruri sentimentale spuse în public, aș vrea să îți cânt în această seară o strofă dintr-o melodie, pentru că asta știu să fac cel mai bine. Drăguț, te ascultăm! Două vieți dacă aș avea, aș iubi și aș tot cânta, aș iubi și aș tot cânta. Că mi-i drag, bage de cine cadă sufletul din mine, la 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 la. Bravo, cu subînțeles! În ediția asta mi-este mult mai greu să să iau o decizie. O să încep cu Andreea prin a-ți spune că a fost o onoare că te-am cunoscut și cu siguranță vom ține legătura și vom fi probabil de nedespărțit, dar ca prieteni, frați, fără nici cea mai mică exagerare. Ești o fată specială, ești o eroină, ești o eroină din punctul meu de vedere. Mă înclin în fața ta și sper ca relația dintre noi doi să nu se oprească aici. Mulțumim, merită aplauzele noastre. Dacă gândesc cu sufletul, mă duc spre Larisa. Fără dar și poate. Alegerea pe care o voi face, o voi pune în spatele rațiunii. Ceea ce înseamnă că următoarea fată pe care o voi trimite în finală va fi Ana Maria. Bravo! Avem o finalistă în această ediție, doamnelor și domnilor. Felicitări! Bravo, Ana Maria! Felicitări! Atunci? Cine vrea să ne cânte și să ne încânte? Scoace mamă tunta, uite vine nunta. Scoace și pălinca, că vine muzica. Că e nuntă mare, nuntă de valoare. Ne despărțim de Bogdan și de echipa Alege iubirea cu sentimente amestecate. Chiar dacă nu e împărtășită, dragostea adevărată te atinge în adâncul sufletului. Lui Bogdan i-a fost extrem de dificil să-și ia rămas bun de la Denisa, care a făcut o pasiune pentru tânărul burlac. Am cunoscut o fată pe cât de frumoasă, pe atât de inocentă și bună la suflet, pe Oana. Am fost alături de Andreea, o tânără cu un destin deosebit, și am urmărit evoluția altor fete superbe, hotărâte să-i cucerească inima lui Bogdan. Ne vom revedea cu Ana Maria, câștigătoarea acestei a doua confruntări în marea finală. Până atunci, să ne pregătim să le cunoaștem pe următoarele 6 concurente în episodul următor. Tu ne vindeci rana și ne alinzi dorul, Carmen și cu trupa cântă toată țara, că-i muzică bună de la Cimișoara. Întoarce-te un pic, că nu se întâmplă nimic. Okay. Exact cum stai tu așa, așa te stea și vacă. Dumnezeu știe. Dumnezeu știe, da. Haide mai cu viață! Nu am nimic acolo, nu mai umbla! Hai că te descurci. Când vine la piață să nu uiți să iei imărar și detergent. Ne-am descurcat, împreună facem o echipă bună. E frică de ea, dracu. Dracu, nu pățești nimic, ai răbdare. Hei, hop, până.